exercițiu de prezentare a rapoartelor. Deci putem începe. Bună dimineața, domnul Mețchievici. Putem începe, da? Da. Deci, bună dimineața, stimați membri ai secțiilor științe exacte și inginerie și a secțiilor științe ale vieții. Bună dimineața, stimați experți. Bună dimineața, stimați experți și din partea, din punct de vedere economic. Astăzi, 19 februarie, suntem într-o ședință ce ține de audierile publice a raportelor finale privind implementarea proiectelor de transfer tehnologic. Este o noutate, putem să spunem, la ziua de astăzi, fiindcă în 2021 audiem proiectele de transfer tehnologic în cadrul unei comisii care este formată de comun acord Academiei de Știință a Moldovei împreună cu ANCD. Deci, în conformitate cu punctul 13 al instrucțiunii privind raportarea finală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării, care a fost aprobat prin ordinul 105 din 7 decembrie 2020. A fost formată această comisie de audiere a rapoartelor finale privind implementarea, după cum am spus, a proiectelor de transfer tehnologic în componența care include experți din punct de vedere științific, experți economici, dar și în calitate de secretar al acestei comisii este numit dr. Ghinadi Sârbu și în persoana mea, care sunt absolut imparțială față de toate domeniile, deci în calitate de președinte. Înainte de a începe discuțiile cu privire la proiectele care vor fi audiate astăzi, vă propun să oferim cuvântul doamnei director, doamna Tagadiuc sau domnul Mețchievici de la partea ADCD-ului care sunt parteneri. Da? Vă mulțumesc. Domnul Mețchievici, da. Domnule Schievici, o să vă oferim cuvântul, deci ca partener și ca organizator al acestor audieri publice. Da, domnule Schievici, vă ascultăm. Da, bună ziua, la toți, se aude bine? Da. Se aude, da? Deci, din partea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, noi salutăm cordial colegii noștri de la Academia de Știință, Comisia de Experți, beneficiarii proiectelor de inovare și transfer tehnologic, care pentru prima dată acum o să susțină rapoartele în componența acestei comisii. Deci, sperăm ca premiera aceasta să fie un bun început și să aibă roade. Noi dorim tuturor raportorilor, deci baftă, și sperăm să auzim rapoarte și rezultate remarcabile în urma implementării acelor proiecte. Mulțumesc. Vă mulțumesc frumos, domnule Mețchievici. Deci, astăzi avem pentru audiere 8 proiecte de transfer tehnologic și de inovare și de transfer tehnologic. Lista și graficul aveți afișat pe site, nu știu dacă este necesar de a vă prezenta încă o dată. Vă propun să aprobăm un regulament de activitate pentru a avea, deci să ne stimăm reciproc timpul, dar și ocupațiile pe care le avem. Deci, pentru prezentarea rapoartelor de directorilor de proiecte, se propune până la 10 minute. Vă rog frumos cei prezenți, dacă sunteți de acord, dacă sunt alte propuneri. Nu. Până la 10 minute este suficient. Bine, vă mulțumesc frumos. De acord. După prezentarea rapoartelor, experții din punct de vedere științific. Pentru secția științe exacte și ingineriești am să rog pe domnul doctor habilitat Veceslav Ursache să dea citire esenței avizilor care au fost prezentate de către experți. Pentru secția științe ale vieții, doamna doctor Adelina Dodon, am să rog să dea citire avizilor experților pe acest compartiment științific al rapoartelor. Iar din punct de vedere al calității economice a realizării fiecărui proiect, am să rog pe dr. Ghinadi Sârbu, care este secretarul comisiei, să dea citire acestor avize ale experților economici care au fost efectuate. Deci toate avizele sunt confidențiale, deci să păstrăm această confidențialitate, fiindcă datorită ei noi putem avea rezultatele care sunt reale și obiective ale experților asupra desfășurării acestor proiecte. Deci,
după prezentarea acestor avize, vor urma discuții doar la tema proiectului și ceea ce ține de transfer tehnologic și am să rog în cazul dat să fim respectuoși unul față de altul. Dacă vom avea intenția de a face o discuție, vă propun să putem realiza o masă rotundă pe problemele ce țin de transfer tehnologic, inovare, dar deja în cadrul unei alte ședințe. După realizarea acestor măsuri, după audierea rapoartelor, comisia se va întruni, cred că luni, secretarul comisiei, dr. Ghinade Sârb, o să revină cu un mesaj pentru a finaliza discuțiile deja și a aproba doar membrii comisiei aceste rapoarte a proiectelor de inovare și transfer tehnologic. Acestea fiind spuse, dacă îmi permiteți și sunteți de acord, ofer cuvântul doamnei dr. Leona Gendov-Moșanu, care deja s-a pregătit și este gata pentru a ne prezenta raportul. Deci, dumneavoastră, o să dați citire și proiectul pe care îl aveți până la 10 minute. Am înțeles. Mulțumesc. Eu o să monitorizez personal împreună cu domnul Tudor Brandi și Ghinade Sârb. Vă mulțumesc frumos, succes! Mulțumim frumos! Bună ziua, stimate asistențe! Îmi permiteți să vă prezint raportul final privind executarea proiectului de inovare și transfer tehnologic, implementarea tehnologiei de prelucrare avansată a fructelor de măcie și altor fructe uscate pentru obținerea pudrelor cu valoarea biologică sporită în scopul utilizării lor în industrie alimentară. Direcția strategică este materiale, tehnologie și produse inovative. Eu sunt conducătorul de proiect din partea Universității Tehnice a Moldovei, iar cofinanțatorul proiectului este întreprinderea SRL Roza Line Vladimir Păslari. Scopul proiectului este implementarea tehnologiei de obținere a pudrelor din pulpă, din fructe de măcie și altor fructe uscate, miere, dovleac, aronia și altele, cu granulozitate variată, în scopul utilizării în industria alimentară și lărgirea sortimentului de produse uscate procesate. În conformitate cu scopul au fost formulate următoarele obiective: studierea aspectelor de obținere a pudrelor, procurarea, livrarea, instalarea unui complex de mărunțire pentru obținerea pudrei, evaluarea indicatorilor de calitate și valori biologice a pudrei de măcieși, determinarea parametrilor tehnologice optim pentru obținerea pudrelor, elaborarea instrucțiunilor tehnologice și recomandărilor practice de utilizare a pudrelor în industrie alimentară și diseminarea rezultatelor cercetării și brevetarea produselor obținute. La depunerea proiectului au fost prevăzute următoarele activități și rezultate, care nu le vă dau citire. În baza la acestea activități și rezultate au fost obținute următoarele... Îmi cer scuze. Au fost realizate următoarele activități. S-a procurat și s-a montat un sistem complex de mărunțire cu productivitatea de 50 de kg pe oră pentru obținerea pudrei cu diferit granulozitate de la 60 până la 60 de microni în funcție de utilizare în industria alimentară. Acest complex funcționează discontinu și poate să proceseze diferite tipuri de materie vegetală, fructe uscate, pomușoare, catelidonul de nuci. Deci, în funcție de comandă obținută. Laboratorul Departamentului Tehnologiei Produselor Alimentare din cadrul Universității Tehnice a Moldovei a fost dotat cu o moară de laborator, cu un set de site pentru a continua cercetările legate de utilizarea pudrelor vegetale în diferite domenii. S-a evaluat caracteristici organoleptice ca culoarea, miros, gust, indicatorii fizico-chimice, umiditatea și conținutul total de cenușă a pulpii uscate de fructele de măcieș, s-a determinat valoarea biologică a pudrelor de măcieș, ca conținutul de acid ascorbic, conținutul total de polifenol, flavonoide, taninuri, carotinoide și s-a identificat profilul individual a polifenolilor și a carotinoidelor și s-a determinat activitatea antioxidantă. S-a determinat parametrii optim de uscare și umiditatea finală a pulpii uscate pentru obținerea pudrelor cu valoare biologică sporită. A fost elaborată instrucțiunea tehnologică de obținerea pudrei din pulpa de măcieș cu prezentarea cerințelor tehnice de calitate și inofensivitate. A fost elaborat un sortiment de pudre vegetale în care pudra de măcieș este un component principal.
Deci pudra din măcie și zmeură, măcie și păducel și altele. Pe site-ul întreprinderii Rosaline au fost plasate recomandările practice de utilizare a pudrelor vegetale, ca obținerea produselor lactate, produselor făinoase și zaharoase. Volumul producției inovaționale comercializate a constituit 508.586 lei. Efectul economic în urma implementării tehnologiei inovaționale a constituit peste 230.000 lei. Au fost create locuri noi de muncă pentru două persoane. Volumul investițiilor atrase suplimentar a constituit 867.000 lei. Beneficiarii pudrelor vegetale sunt consumatorii care au grijă de sănătatea lor și producătorii de produse alimentare. În cadrul proiectului, finanțarea bugetară a constituit 695,5 lei, cofinanțarea 758,9 lei, salarizarea a constituit 72,2 lei. Pentru procurarea utilajului s-a cheltuit 1.220,7 lei, au fost prevăzute cheltuieri pentru delegații 58,4 lei. S-a procurat un sistem de mărunțire care include omoară Vortex, buncăr încărcător, sistem de captare a materialelor pulverulente, separator, uscător cu încălzire infraroșie, două transportoare și asigurat cu panoul de comandă. De asemenea, s-a petrecut modernizarea echipamentului deja existent. Pentru cercetare a fost utilizat și echipamentul procurat în cadrul proiectului unde directorul de proiect este Rodica Sturza. Baie ultrasonică cu încălzire și pH metru pentru produse semisolide pentru a determina calitatea produselor elaborate. La întreprindere Rosaline, întreprindere este dotată cu anumit tip de utilaj care permite obținerea pulpii uscate și utilajul acesta poate fi utilizat și pentru uscarea altor tipuri de materie. Există plantații proprii de măcie și terenuri proprii de pământ care permite cultivarea altor tipuri de materie vegetală. De asemenea, este asigurată și cu tehnica agricolă. Pentru realizarea cercetărilor s-a utilizat echipamentul procurat în cadrul proiectului Livada Moldovei din Departamentul Tehnologiei Produselor Alimentare și Universitatea Tehnică m-a asigurat cu un laptop nou. Există acces la baze de date și bibliotecile online. În proiectul au fost angajați 4 persoane, din care una este femeie, cercetători comul extern, o persoană, numărul de doctoranți care sunt implicați pe tematica proiectului sunt 2 persoane, postdoctorați, o persoană, și au fost realizate teze de licență și teze de master, câte 2 persoane. A fost depuse un proiect postdoctorat și 2 proiecte internaționale, din care proiect transfrontalier deja este în realizare, unde eu sunt manager din partea Universității Tehnice a Moldovei. De asemenea, particip în proiectul de stat și în proiectul finanțat de Ministerul Educației și AUR. Membrii proiectului participă în proiecte internaționale COST, proiect transfrontalier și, desigur, pentru realizarea părții de cercetare s-a colaborat cu universitățile din România, din Iași, Cluj-Napoca și Galați. S-a publicat în cadrul proiectului un articol cu factorul de impact peste 3, s-a participat la 2 conferințe online și s-a obținut un brevet de invenție. Rezultatele proiectului au fost promovate prin rețele de socializare, s-a participat la evenimentul Noaptea Cercetătorului European 2020 și a fost elaborată o emisiune care a fost postată la televiziunea națională. Pentru rezultatele remarcabile în cercetare a fost obținută o diplomă Guvernului Republicii Moldova și diploma de gradul 2 al Senatului UTM în domeniul de cercetare.
Deci nu vă dau citirea concluziilor, deoarece acestea au fost, rezultatele au fost prezentate anterior, în calitate de recomandări. Se recomandă de a continua cercetările legate de utilizarea pudrelor în diferite domenii, deja inclusiv în farmaceutică și în cosmetică, cu obținerea produselor finite care vor fi competitive pe piața Republicii Moldova și peste hotare, de utilizat mai vast rețele de socializare pentru promovarea sortimentului de pudre obținute și de participat la diferite evenimente naționale, internaționale pentru promovarea pudrelor vegetale care pot fi utilizați pentru substituirea aditivelor sintetice. Propuneri de perspectivă. Pudrele de măcieși pot fi utilizate pentru obținerea extractelor care cu valoarea biologică sporită la nivel industrial. Se propune, deci, propunerea unui proiect de transfer tehnologic pentru realizarea acestei idei și continuarea colaborării fructuoase între Universitatea Tehnică a Moldovei și întreprinderea Rosaline pentru inițierea și realizarea proiectului de cercetare la nivel național și internațional. Mulțumesc frumos pentru atenție! Și eu vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă doctor Alena Ghendov-Moșanu, fiindcă, într-adevăr, ați dat un exemplu, v-ați încadrat în timp, dar nu asta este cel mai important în cazul dat. Ați venit cu date importante și care, dacă colegii mei nu au întrebări la moment față de raportor, sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, îmi permit să ofer cuvântul doamnei Adelina Dodon pentru a da citirea viziilor experților din punct de vedere științific cu referire la acest proiect. Doamna Dodon, sunteți pe fir? Doamna Adelina Dodon, noi vă ascultăm. Sunt pe fir. Bună dimineața la toată lumea. Participanți la audierile publice organizate de către Academia de Științe a Moldovei și de către Agenția de Cercetări și Inovări. Deci, rapoartele primite de la NCD au fost repartizate către doi experți care ne-au prezentat avizele pe aceste rapoarte și eu am să dau citire doar concluziilor făcute pe baza acestor rapoarte. Vreau să menționez că ambii experți, pe baza raportului doamnei doctor Ghendov-Moșanu, ambii experți au apreciat cu valoare foarte înaltă și au menționat că raportul este bine structurat și, în concluzie, au menționat următoarele rezultate remarcabile. Deci că a fost implementată tehnologia de prelucrare a fructelor uscate pentru obținerea pudrelor, s-au determinat mulți parametri de prelucrare a fructelor uscate și s-au efectuat analize senzoriale și fizico-chimice, s-au elaborat instrucțiuni tehnologice de obținere a pudrii, și au fost plasate pe site-ul întreprinderii recomandări practice de utilizare a pudrelor, s-a obținut un sortiment de mixuri de pudre vegetale și s-au publicat câteva articole în baza cercetărilor. Ceea ce se referă la, deci acestea, eu cred că sunt aprecierile pe partea științifică, da, a proiectului. Ceea ce se referă la partea transferului tehnologic, s-a menționat că funcționalitatea tehnologiei care a fost implementată este foarte binevenită și că moara care s-a procurat va aduce un beneficiu foarte, foarte înalt acestei întreprinderi. Deci, în final, pot spune că ambii experți au apreciat lucrarea, raportul cu un calificativ foarte bine, cu un total de puncte, un expert 29 și un expert 24 de puncte.
Deci în conformitate, vă mulțumesc frumos, doamna doctor Adelina Dodon, deci în conformitate cu fișa de evaluare a rezultatelor privind implementarea proiectului de inovare și transfer tehnologic, noi avem punctajul necesar de trecere, care baremul este minim de 20 de puncte, deci este un aviz pozitiv și care declară pe propria răspundere despre criteriile, baza criteriilor de evaluare care au fost transmise. Bine, deci vă mulțumesc frumos, doamna Dodon, deci asta a fost expertiza științifică și de transfer tehnologic a proiectului susținut de către doamna doctor Aleona Ghenda Moșanu. Doctor Ghenadie Sârbu, vă rog frumos să prezentați avizul experților economici cu referire la acest proiect pe care l-am audiat acum. Da, bună ziua! Vreau să felicit coordonatorul de proiect pentru un proiect foarte bun. Vă duc la știesc concluziile experților partea economică. Primul expert vine cu așa concluzie. A fost implementată tehnologia de prelucrare avansată a fructelor de măcieș și altor fructe uscate pentru obținerea pudrelor cu valoare biologică sporită. Produsul final asigură o valoare adăugată sporită întreprinderii beneficiare și are un potențial de export pe piața externă, dar nu sunt estimate cantitativ și valori, potențialul de export, nu sunt arătate avantajele produsului în comparație cu produsele similare ale altor furnizori. Dar punctajul final acordat de acest expert este 28,8. Al doilea expert vine cu așa concluzie, desfășurarea proiectului a fost conform activității proiectate, rezultatele preconizate au fost obținute, acestea sunt relevante din punct de vedere științific, tehnologic și comercial, rezultatele au fost diseminate în cadrul evenimentelor internaționale, publicate în reviste cotate, s-a obținut un brevet și promovat larg pe rețelele de socializare. Menționăm implicarea în proiect a tinerilor, ceea ce asigură transferul de cunoștințe între generații și dezvoltă spiritul inovator la tinerii cercetători. Punctajul acordat de acest expert sunt 29,73 de puncte. Putem spune că ambii experți au dat aviz pozitiv și baremul de trecere 20 de puncte a fost atins. Deci vă mulțumesc frumos atât experților care au lucrat din punct de vedere științific și celor economici. Mulțumesc frumos doamnei doctor Aleona Ghenda-Moșanu pentru acest proiect. Vă rog frumos să țineți cont și de obiecțiile care au fost prezentate de către experți economici pentru a în eventualitatea desfășurării unui alt proiect pe viitor, cu atât mai mult că v-ați propus aceasta în perspectivă. Vă mulțumesc frumos! Acum îi ofer cuvântul doamnei doctor habilitat Maria Gonciaruc, cu permisiunea dumneavoastră. Deci, după cum am convenit, noi o să audiem astăzi rapoartele, iar luni comisia va discuta deja fiecare proiect aparte. Deci, doamna doctor habilitat Maria Gonciaruc, aveți 10 minute pentru prezentarea raportului dumneavoastră. Vă mulțumesc! Pe toți cei prezenți, proiectul de transfer tehnologic al nostru se numește Implementarea sorilor de lavandă. Aroma unică, Alba 7, Vis Magic 10 și fondarea plantației industriale. Cofinanțator al proiectului este firma Societatea pe Acțiuni Trimis Expo, director Granciuc Nicolae. Acesta e un raport final. Etapa pentru 2019 a fost asigurarea cofinanțatorului cu material biologic, material genetic certificat de lavandula angustifolie, generația prebază, 3 soiuri, pregătirea și plantarea materialului săditor, crearea pipinierii de material săditor. Pentru 2020 a fost comandarea, procurarea, instalarea, testarea utilajului de procesare, producerea materialului săditor certificat și fondarea plantației industriale. Scopul proiectului este extinderea suprafețelor cultivate de lavandă prin implementarea în societatea de acțiuni Trimexpro a soilor rezistente la factori abiotici cu
care asigură productivitatea înaltă de la 7 până la 12-13 tone la hectar de materie primă, 120-220 kg de ulei esențial în funcție de soi, randament 18-20 kg de ulei esențial din tona de materie primă, fapt ce contribuie la majorarea substanțială a profitului în agricultură, crearea locurilor de muncă în raionul Ungheri și diminuarea consecințelor secetei. Obiectivele au fost perfecționarea producerii materialului sădito vegetativ a soierilor care reprezintă hibrizii generația întâi de lavandă, extinderea suprafețelor cultivate de lavandă, majorarea productivității plantațiilor în raport cu analogii din alte țări prin utilizarea soiurilor hibride originare distinctive. Extinderea perioadei de recoltare de la 10-15 zile în cazul cultivării unui soi până la 25-30 de zile când se cultivă soiuri cu perioada de recoltare diferită, procurarea, instalare, testarea utilajului de procesare. Rezultatele declarate includ toate obiectivele care au fost livrarea materialului genetic prebază, 3 soiuri, aroma unică, alba, 7, vis, magic, 10, pregătirea straturilor, sădirea, creșterea ratei de înrădăcinare a materialului seditor, proiectarea, construcția unei hale unde s-ar putea instala utilajul de procesare, perfectarea documentelor, tranziții financiare, transport, asamblare, instalare utilajului de procesare Aurora International din Franța, producerea materialului săditor prebază certificat, cu un set întreg de lucrări care ne-ar permite anume obținerea puieților certificat de calitate înaltă. Proiectarea plantației, pregătirea de baza solului, pregătirea înainte de semănat și fondarea, săditul, fondarea plantației industriale. Rezultatele principale, deci am îndeplinit toate cei ce ne-am planificat. S-a contribuit la dezvoltarea branșei prin implementarea soiurilor de lavandă în trimis Expo, s-a produs material săditor 91,5 mii, asta este mult mai mult decât trebuia pentru extinderea plantației, fiindcă se planifică realizarea acestui material, a crescut înrădăcinarea până la 75,8, de fapt până acum s-o obțineau undeva 30-35% înrădăcinare. S-a proiectat și s-a fondat o plantație industrială de 3 hectare cu cele 3 soiuri implementate. S-a construit hala pentru utilaj cu suprafața de 788 metri pătrați, dotată cu frigider, cu alte necesități pentru a funcționa punctul de procesare. S-a procurat, ansamblat, instalat utilajul de procesare care poate fi utilizat nu numai la procesare materiei prime de lavandă, dar și altor specii, salvia sclerea, salvia officinalis, coriandru sativum, roza galică, roza damascena, anetum graveolis, menta, melisa, etc. S-a testat utilajul de procesare prin procesarea 26 tone de materie primă proaspătă și s-au produs peste 300 kg de ulei esențial de lavadă. Acestea sunt imagini hala care deja este în funcțiune, terenul care a fost pregătit pe tip de ogor negru și în toamnă pentru pentru săditul lavandei. Aici e sădirea mecanizată a lavandei, pepiniera de puieți și materialul săditor. Nu știu dacă se vede bine în viziunea mea, este un material săditor excelent. Impact, inovații, implementări, beneficiari. În primul rând, lavanda este o specie rezistentă la secete și în anii secetoți, soiurile implementate sintetizează, acumulează un conținut de ulei esențial mai ridicat
asigură o producție mai înaltă de ulei esențial decât în anii cu depunere atmosferice obținute, nemicșurând producția de materie primă. Astfel, lavanda, ca și alte specii aromatice și medicinale, pot fi utilizate la modificarea cu succes a structurii semănăturilor. S-a demonstrat că utilizarea lăstarilor anual lignificați și înrădăcinarea sub folie la producerea materialului seditor de lavandă, în loc de butaș, sporește înrădăcinarea de la 35% până la 75-38%. Implementarea și cultivarea sorilor de lavandă cu perioada de vegetație diferită permite extinderea perioadei de recoltare cu 25-30 zile, fapt ce facilitează recoltarea fiecărui soi în termeni optimi, ce exclude pierderile de materie primă și ulei esențial, majorează producția de înflorescență și ulei esențial a plantației, contribuie la creșterea calității uleiului esențial prin componența calitativă și cantitativă a uleiului, permite procesarea unei cantități mai mari de materie primă fără majorarea capacităților industriale. Impactul social, cultural, este în creșterea profitului, oferirea locurilor de muncă mai bine plătite, cetățenilor cu studii în domeniu, îmbunătățirea infrastructurii, nivelul de finanțare. Finanțarea bugetară a fost 630.000 lei, cu finanțare 1.629.800 lei, fondul de salarizare 31.100.000, cheltuieli procurării 170.000, alte cheltuieli nu au fost. Procurări, echipamentul din finanțarea bugetară s-au folosit 578.000 și 1.280.000 lei cofinanțare. S-au mai procurat și piese de schimb, anum pentru acest utilaj, ca în timpul recoltării să nu se întâmplă staționări neprevăzute. Societatea pe acțiune dispune de utilaj articol agricol, tractor, plantator, cultivator, etc. Avem acces la infrastructura TIC, la biblioteci online, ca toată lumea. Potențialul științific a fost o persoană cu mul extern, o femeie. Deci numărul de cercetători a fost numai unul. Participarea echipei la concursuri și programe. În acești doi ani s-a participat la două proiecte câștigate. S-au realizat, încheiat și realizat contracte cu agenții economici din țară și de peste hotare, în sumă de 282.200. Serviciile de constau în contracte de implementare și servicii de consultanță. Colaborarea la nivel internațional, colaborăm în mai multe feluri. Prin participare la saloane internaționale, prin participare la conferințe, simpozioane internaționale, colaborări dintre, și aici avem proiectele din ultimii doi ani, 2015-2019 și 2020, care este încă în derulare. Până acum am avut proiecte de transfer tehnologic trei și contracte de implementare, cum a fost menționat mai sus, 10. Что такое?
integrarea în statul european. Suntem membru a Colegiului de Redacție a unei reviste din România, Hope and Medicinal Plant. Colaborarea internațională este datorată faptului că soiurile noastre sunt solicitate în mai multe țări. Avem contracte de implementare realizate în România, Franța, Ungaria, Ucraina. Soiurile registrate la ESTIS, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în România, avem 5 și colaborare cu întreprinderea internațională Aura International din Franța. Acestea sunt certificate la soiurile, mai există încă unul aici, la soiurile înregistrate în România. Diseminarea rezultatelor a fost prin mai multe publicații, cum am spus, participări la expoziții internaționale, etc. Nu, dacă le numărăm, publicații în acești 2 ani au fost 8 la referitor la proiect, participări la manifestări internaționale, naționale și internaționale, în țară 2, în străinătate 6. Brevete am obținut 2 și au fost depuse cereri de brevet și avem și patent application la, unele 5. S-au creat 6 soiuri, expoziții relevante 6. Iată, acestea sunt diplomele obținute la diferite saloane internaționale în acești 2 ani. Și dacă luăm rezultate cuantificate, la proiect s-a produs peste 300 de kilograme de ulei esențial în timpul testării utilajului, 70 de kilograme din acest ulei s-a realizat, s-a produs 91,5 de puieți certificați pre-bază și sperăm că peste 50.000 de care dispune trimis Expro vor fi realizați în această primăvară. S-au creat 3 locuri de muncă și pentru realizarea proiectului s-a recurs la un credit de 1.280.000 lei. Proiectul este în derulare și profitul, venitul încă e pe drum. Promovarea proiectului. S-a participat la seminarii de popularizare a rezultatelor științei 3, saloane internaționale 6, cum am văzut, emisiuni TV, am avut toată atenția, au fost foarte multe. Concluziile nu o să le dau citire, că de fapt am vorbit despre ele tot timpul. A rămas să vă mulțumesc pentru atenție. Și eu vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor habilitat Gânceroc Maria, deci, într-adevăr, ne-ați surprins cu această lavandă, fiindcă am fost și în expediții când se realizau filmări pentru Noaptea Cercetătorilor. Vă cunoaștem foarte bine și activitatea dumneavoastră și laboratorul pe care o conduceți dumneavoastră. Acum vedem și acest proiect de inovare și de transfer tehnologic. Mă adresez față de cei prezenți la ședință, dacă sunt întrebări față de raportor. Eu vă mulțumesc pentru onoarea care mi-o faceți. Mulțumim frumos. Da, doamna Cămecian, domnul vicepreședinte, noastră, aveți o întrebare? Conectați microfonul. Dacă îmi permiteți, zic și eu 2 cuvinte. Profesor. Da, domn profesor, vă ascultăm. Chiar am ascultat mare interes acest raport, foarte consistent, cu dovezi absolut veridice despre o implementare în realitate a unei tehnologii elaborate de către știință. Și cred că ăsta ar fi un domeniu în care agricultura din Republica Moldova ar putea aduce profit țării. Îi doresc, doamnei profesor, mult succes în continuare și sigur că multă, multă sănătate. Iar colegilor, fie apel de cum poate fi realizat un proiect transfer tehnologic, chiar dacă nu au fost pus în evidență relațiile personale, relațiile cu producătorii, că au mers până la aia ca să i-au convins, ca să ia și credite. Vedeți-mă că asta este o chestie foarte dificilă și foarte serioasă.
Deci a câștigat încrederea celor care au întrebare aici. Mulțumesc frumos. Și mult succes în continuare. Mulțumesc frumos. Doamnă secretar general, îmi permiteți, vă rog, să subliniez și eu aceleași realizări pe care le-a expus domnul profesor doar o minută, iată. Doamna Gonciaruc este un lider în țările CSI în acest domeniu. Îmi rămâne doar să precizez un lucru la doamna profesoară Gonciaruc. Care este și care va fi piața de desfacere a uleiului obținut? Se lucrează în acest domeniu. Mai întâi pentru faptul că uleiul fabricat la noi, soiurile care le aveau, asigură un ulei de foarte bună calitate. O să vă spun numai o remarcă. În ulei esențial al de lavandă, produs, spre exemplu, în Franța, în alte țări, conținutul de camfor trece de 7-8%. În ulei esențial al soiurilor noastre, el nu trece de 0,2-0,25. Deci, camfor nu e un bijuterie în ulei esențial, el diminuează aroma, calitatea uleiului, deci la noi este foarte scăzut. La noi este componenții principali sunt linalool și acetatul de linalilă. Linalool se sintetizează în plantă, acetatul de linalilă depinde nu numai de soi, dar și de tehnologie de procesare. Tehnologul trebuie așa cum se pregătește bucatele. Exact. Și asta depinde și de producător. Dar oricum ulei de proastă calitate, de lavandă, din soiurile noastre, nu se obțin. Depinde numai concentrația linalool-ului și acetatului de linalilă influențează sfera de utilizare a uleiului, fiindcă utilizarea uleiului e foarte largă. Medicină, farmaceutică, aromatizanți, o mulțime. De acord, mulțumesc frumos. Cele bune! Îmi cer scuze, Vadim Iaschevici. Eu aș vrea să rog pe domnul Nicolae Granciuc, cofinanțatorul acestui proiect, să spună exact în ce țări și unde domnul îi propune comercializarea. Dacă se poate două cuvinte, vă rog, domnul Nicolae. Vă salut, stimată audiență. Vă mulțumesc pentru că am onoarea să țin o mică comentare. Deci, în primul rând, interesul vine din partea Irlandei. Un grup de persoane este interesat în uleiul nostru deocamdată și ducem tratative pe acest sens. Alte țări ar fi Polonia, Germania și Franța, cu care tot suntem în proces de tratative și afacerea noastră tot în acest domeniu este în curs de dezvoltare și vom depune toate eforturile ca să avem succese și să ducem faima țării noastre pe tot globul, în primul rând continentul european și apoi pe alte continente. Chiar și în Japonia am dorit să ajungem și nu numai. Noi mulțumim domnul Graniuc pentru o fructuoasă colaborare cu savanții din Academia de Științe și urăm succes în continuare. Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumim frumos pentru întrebarea care a fost adresată. Deci dacă nu mai sunt întrebări, propuneri, discuții la acest subiect care a fost foarte interesant și prezentat de doamna doctor habilitat Maria Gonciaruc, o să rog pe doamna doctor Adelina Dodon să dea citirea vizelor care au fost transmise ale experților din punct de vedere științific, din punct de vedere a transferului tehnologic și inovațional. Doamna doctor Dodon, vă așteptăm. Da, cu mare plăcere. Stimată doamnă Gonciaruc, inițial eu doresc din partea mea personală să menționez că de când v-am cunoscut, apreciez gratitudinea mea față de munca devotată pe care o faceți ca cercetător,
și tot timpul ați manifestat un devotament și o dăruire de sine față de cercetare și față de tot ce faceți. Și acum, dacă să mă refer la fișele de evaluare a experților, atunci, în baza criteriilor de evaluare, pot menționa următoarele, că scopul, obiectivele și activitățile planificate la începutul proiectului au fost îndeplinite la cel mai înalt nivel. Ca rezultat, s-a elaborat ghidul cu privire la cultivarea lavandei și administrarea afacerii. Toate soiurile implementate au fost testate în culturi integrale și garantează producție de circa 10 tone la hectar materie primă. Și ca rezultat al finalizării proiectului s-a procurat, s-a importat, s-a instalat, s-a testat utilajul de procesare. În concluzie, diseminarea rezultatelor tot este destul de valoroasă, fiindcă echipa de cercetare a participat la 4 expoziții, dintre care 3 peste hotare, hotarele Republicii Moldova și una în Republica Moldova. Au fost obținute 2 diplome și 2 medalii, o medalie de aur și o medalie de argint. În concluzie, expertul spune că scopul, obiectivele, deci cei ce mă repet, au fost îndeplinite cu succes, se planifică o implementare și pe viitor a rezultatelor obținute în cadrul proiectului. Aprecierea de către expert este foarte, cu calificativul foarte bine, cu un punctaj total de 30 de puncte. Al doilea expert, exact, dă un punctaj de 28 de puncte. Practic, sunt la egal. Vă dorim succes în continuare. Mulțumim. Vă mulțumim frumos, doamna doctor Adelina Dodon, pentru aceste avize. Domnul Ghenate Sârbă, vă rog frumos să-mi spuneți ce opinia experților economici care au examinat acest proiect. Da, vreau să felicit și eu coordonatorul de proiect pentru un proiect foarte bun. Vă aduc la cunoștință concluziile expuse de experți economici. Primul vine cu așa concluzie. Expertiza a fost executată prin prisma faptului că toți executorii și proiectul a priori sunt considerați eligibili și există toate documentele ce confirmă acest fapt. Respectiv s-a analizat corespunderea acțiunilor planificate cu rezultatele obținute. Echipa a planificat și a realizat proiectul foarte bine. Activitatea planificată și anunțată a fost realizată integral. Proiectul are un subiect actual pe plan intern și extern. Rezultatele și produsele obținute conțin valoare teoretică și aplicativă, iar participarea echipei la diverse manifestări a condus la sporirea gradului de executare a proiectului de transfer tehnologic. Punctajul acordat este 29,76 de puncte. Al doilea expert vine cu aceste concluzii. Acest proiect este unul de succes, fiind rezultatul unei colaborări viabile și fructoase dintre sectorul real al economiei și cercetarea științifică. Studiile în domeniul demonstrează că lavanda este o specie cu semnificație deosebită în medicină, parfumerie, cosmetică, aromaterapie, precum și ca plantă meliferă, dar și ornamentală. În rezultat, inovațiile în domeniul științific combinate cu acțiuni manageriale eficiente au contribuit la obținerea unor performanțe înalte. Punctajul acordat, 30 de puncte. Vă mulțumesc frumos. Acestea fiind spuse, ne dăm seama foarte bine că avizele sunt bune. Avem un punctaj acordat, baremul de mare pentru proiectele din punct de vedere științific. Exact aceeași situație avem și din punct de vedere economic. Mă adresez față de colegii și cei care sunt prezenți în ședință. Dacă s-au epuizat discuțiile, întrebările pe care le-am avut și ca urmare a acestor avize care au fost prezentate de către experți, aveți întrebări? Dacă nu sunt întrebări, mulțumesc frumos doamnei doctor habilitat Maria Ganciruc, mulțumim frumos experților care au activat și o invităm pe doamna doctor conferențiar Rodica Simeniuc pentru a prezenta proiectul, raportul proiectului pe care l-a coordonat în acest context. Vă așteptăm frumos, doamna Rodica Simeniuc. Da, bună ziua, stimată audiență. Sper că s-a partajat imaginea. Sau nu?
Da. Este partajat, okay. Da, mulțumesc. Deci, proiectul a avut titlul Producerea bio a făinii și mixurilor fără gluten din făinuri integrale îmbogățite cu pudră proteică din semințe. Instituția Art Proeco SRL, Direcția Strategică Materiale, Tehnologii și Produse Inovative. Clipul. Deci, instituția este o societate cu răspundere de activitatea producerea cerealelor pentru micul dejun, a biscuițelor, producerea produselor fără gluten, comercializează produse pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în România, colaborează intens cu Institutul de Fitotehnie Porumbeni și Institutul de Bioresurse Alimentare din București, dispune de parteneriate cu specialiștii din Germania. Scopul proiectului a constat în realizarea unei game variate de făinuri biologice fără gluten și mixuri din făinuri integrale, îmbogățită cu pudră proteică din semințe de struguri, semințe de dovleac, semințe de floarea soarelui, in, etc. Iar ca obiective pentru realizarea scopului, optimizarea, certificarea tehnologiei de obținere a făinurilor din cereale fără gluten, testarea caracterului aglutenic a făinurilor și mixurilor obținute, cercetarea aspectelor nutriționale și tehnologice ale făinurilor, valorificarea făinurilor și mixurilor prin elaborarea de preparate culinare, produse de patiserie și produse de panificație fără gluten și certificarea produselor fără gluten. În anul 2020 au fost obținute următoarele rezultate. A fost optimizată tehnologia de obținere a făinii de porumb la moară. A fost inițiată procedura de certificare a ecotehnologiei de obținere a făinii fără gluten, dar nu este încă finalizată. A fost lărgit sortimentul de produse pentru micul dejun și produse de patiserie prin proiectarea biscuiților din făină de porumb cu făină din semințe de in și cânepă, biscuiți cu făină de porumb și făină de hrișcă, biscuiți din pandișpan, din făină de soriz, cu pereu de dovleac, morcov și fructe deshidratate. Este în curs de dezvoltare, optimizare, tehnologie de obținere a pâinii și snack-urilor fără gluten din făină de soriz, pentru care s-au introdus ingrediente noi ca hidrocoloi stărâțe, în calitatea de hidrocoloi stărâțe de psilium, amidon, gumă de xantan și emulgator lecitină. Deci aici sunt făinurile, de fapt, care le-am menționat, că ingredientele care au fost utilizate și deci produsele care au fost obținute și comercializate deja, s-a inițiat comercializarea în anul 2020, deci biscuiți cu făină din semințe de cânepă, deci fulgi de cereale glazurați cu ciocolată și biscuiți cu făină de in. De asemenea, au fost testate în condiții de laborator produsele din făină de soriz. Nu a fost implementate încă pe scară largă, pentru că tehnologia de obținere a produselor și tehnologia, dar și rețeta de obținere a produselor respective în condiții de laborator necesită optimizări pentru implementarea acesteia în industrie. Impactul proiectului s-a reflectat în educația nutrițională a populației prin realizarea activităților de diseminare a informației respective, prin contribuții în asigurarea securității
publice în Republica Moldova, în special a persoanelor cu intoleranță la consumul de gluten și a copiilor mici. Diversificarea și valorificarea produselor locale, de finanțare, dat fiind că proiectul a fost depus ca o prelungire a apelului, deci finanțarea în 2019 a constituit 350 mii lei, iar în 2020 527 mii lei. Cofinanțarea în 2019 369 mii lei, iar în 2020 70.691 mii lei. Fondul de salarizare 188 mii lei, iar procurările și mentenanța 1.764 mii lei au fost preconizate și 1.782 s-au cheltuit. În cadrul proiectului au fost procurate echipamente, deci echipamentul sau infrastructura procurată în această perioadă este moara pentru obținerea făinii fără gluten, pentru că anterior se procura făină fără gluten, deci din făină de porumb, sită electromagnetică, linie de răcire și calibrare, 1000 de metri, testere, kituri de testere Gluten Tox Pro. Iar din echipamentele procurate anterior, instituția dispune de linii de producere de fulgi, dispunea de cuptoare pentru coacere, mixere electrice pentru ciocolată cu pereți termoreglabili. Aici sunt câteva imagini din echipamentul procurat în perioada respectivă, în perioada derulării proiectului. Iar acestea sunt, deci, procurările procurate, deci care erau făcute. Au științific în pregătirea cadrelor. Total numărul de angajați în proiect a fost 5 persoane, 2 femei, 3 bărbați, iar numărul de cercetători în proiect 3 persoane cu mult extern de la Universitatea Tehnică. Deci se colaborează destul de intens la nivel internațional și național cu compania din Germania specificată în certificarea produselor eco-bio. Deci se colaborează cu prin contract de prestare a serviciilor cu societatea comercială Immunotechnomed, deci care prestează servicii de testări de laborator și anume testarea la fracțiunea toxică a prolaminei prin metoda ELISA. Contracte de colaborare cu rețelele de marketuri din Republica Moldova, Linie La Furșet, Family Market și colaborare cu Universitatea Tehnică. Promovarea proiectului și rezultatelor s-a făcut destul de intens. S-a organizat concursul Fulgi Cereale a Ronții în noiembrie 20, deci s-a participat la televiziuni, la emisiuni TV, deci Gospodarea Acasă, emisiunea ce avem astăzi în meniu, articole despre producerea fulgilor sănătoși. De asemenea, s-a participat la, aici sunt câteva imagini din cele ce am menționat anterior, deci s-a participat la expoziția, necătând cont că a fost pandemie, la expoziția internațională produse, procese tehnologice din noiembrie 2020, s-a obținut la concursul pentru integritate în afaceri diploma de onoare a Camerei de Comerț și concluziile, de fapt, practic au fost menționate în continuare. Vreau doar să menționez că problema elaborării sau elaborarea produselor fără gluten constituie o provocare pentru Republica
în general pentru industria alimentară, iar pentru Republica Moldova în particular, dat fiind faptul că încă nu avem produse fără gluten ca obținute cu sigla spicul cel tăiat de la instituțiile internaționale de certificare. Asta e tot, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor Semeniu, că ați fost într-adevăr perfectă, v-ați încadrat ca la farmacie în regulamentul pe care l-am aprobat. Mulțumesc foarte mult. Vă adresez colegilor care sunt în ședință. Dacă sunt întrebări față de raportor pentru a face niște discuții, până ajunge și la... Da, domnul vicepreședinte, domnul Găină, dacă Mișel Găină, vă ascultăm. Mulțumesc. Aș vrea să... Știu cum asigurați dumneavoastră, doamna doctor, gradul de inofensivitate a produselor fără gluten din materie primă. Cum asigurați materiei prime gradul de ecologic, inofensivitate? Deci, până la moment, până la procurarea morii, făinurile erau importate, dar preluate de la alți producători. Spre exemplu, făina de soriz deja este certificată în Republica Moldova ca produs bio și produs fără gluten. Deci s-a obținut certificarea. Pentru făina de porumb, nu am prezentat, dar este mic de fapt, s-a obținut certificarea bio. Deci, iar pentru, deja dat fiind faptul că s-a procurat moara și va fi posibil, riscul pentru făina importată, deci procurată de porumb, era că putea fi contaminarea încrucișată, anume în ceea ce, deci cu privire la conținutul de gliadină. Pentru că dacă la moara aceea au fost măcinate tot produse bio, dar care erau cu gluten, deci exista riscul de contaminare încrucișată. Dat fiind faptul că s-a procurat, pardon. Mulțumesc, e clar. Și acum, spuneți, vă rog. Prin testări, deci se testea. La producția finală, dumneavoastră veți avea nevoie de o certificare din nou la bio? Dacă e vorba de produs bio final, da. Și dacă e vorba de produs fără gluten final, tot da. E clar, e clar. Mersi. Mulțumesc. Cine mai are întrebări din colegi? Doamna director, da, vă ascultăm. Da, întrebarea mea este următoarea. Spuneți, vă rog, care sunt perspectivele de export? Deoarece pacienți care sunt diagnosticați cu diagnostic medical de intoleranță la gluten și bolile respective, nu sunt atât de mulți în Republica Moldova. Deci, respectiv, ținta ar trebui să fie, în primul rând, exportul. Deci, care sunt perspectivele de export al produselor dumneavoastră? Deci, o piață de export care s-a manifestat deja destul de bine este România, în special în ceea ce privește produsele din sau materia primă din soriz integral și derivate din soriz, inclusiv și produsele, deci cereale obținute din făină de porumb. Până în anul 2020, exportul cu România sau parteneriatul cu România a fost mai intens. Un pic aș vrea să, nu că să menționez, dar în Republica Moldova nu sunt date statistice cu privire la persoanele cu tulburări corelate. Deci, una este când persoana presupune că are și alta este diagnostic confirmat. Deci diagnostic confirmat sunt persoanele înregistrate cu maladia respectivă, registru făcut conform standardelor europene, integrat cu registrul european. Deci faptul că persoana are anumite probleme cu tractul gastrointestinal, care el sau poate medicul îi zice că sunt asociați cu intoleranță, nu este diagnostic confirmat.
Bună ziua! De acord. Bună ziua! Aș putea să mă alătur și eu discuției, dacă îmi permiteți? Da, da, sigur. Mă numesc Sovul Angela, sunt director companiei Arto Eco. Sunt mai aproape de tema cu exporturile și cu vânzarea. Noi promovăm deja din 2014 cerealele pentru micul dejun fără gluten. Pentru cerealele acestea noi am avut o luptă foarte permanentă cu morile din Moldova, deoarece am avut cazuri când veneau partide de făină și le erau întoarse înapoi, căci orice partidă care la noi intră în fabrica de raionul Florești, orașul Florești, este testată cu imunotehnomet și dacă este în exces mai mult decât trebuie, dăm înapoi făina. Și asta a fost și cauza care am mulțumit mult oportunității date proiectului Academiei de Știință, oamenilor care deja cu partea teoretică, științifică, noi suntem așa mai cu fugitul, mai cu alergatul, partea de business. Ne-au ajutat și am pus baza acestei mori. Ea e, la moment este prima din Moldova care vrem să o certificăm fără gluten, că doar vor merge cereale fără gluten, iarăși furnizorii noștri de cereale, cum a întrebat domnul Boris Găină, vor fi doar cooperativele agricole care ne vor asigura că nu a fost contaminat lanul respectiv, să nu fie pe alături grâu. Este o temă destul de serioasă fără gluten, deoarece este ca un produs inovativ și vrem să mergem la export. Am avut discuții și în Paris, am fost la expoziția mondială la SEAL în 2018, la Moscova, la ProDeExpo am fost, la România, adică încercăm să promovăm produsele noastre fără gluten, dar pentru ca să mergem 100% cu inima deschisă și că noi avem produse într-adevăr cu certificat și nu ne teamă de calitate, a fost necesar foarte tare, foarte vă mulțumim pentru acest proiect, ca anume să avem moara, deoarece moara ne va asigura baza de făinuri care să meargă deja în partea de producere, în producerea cerealelor și a biscuiților. Fără această moară, noi nu am avut posibilitatea să exportăm cantități mari, deoarece era riscant să ne cumpărăm făina din fabricate la alte mori din Moldova, care există risc și a fost riscul de contaminare. Din câte cunosc, este o singură moară care produce la noi în centrul Moldovei făinuri, doar făinuri care nu ar avea gluten, în special porumbul, dar moara respectivă nu are sitele necesare, fracția nu este a făinii, aceea care ne trebuie nouă pentru extruder, pentru producerea în raionul Florești a fulgilor, pentru micul dejun, linia care are o capacitate mare de producție și respectiv avem și cuptoarele care vom coace biscuiții. Pâinea nu vom ieși cu ea la export, deoarece este un produs care necesită mai mult forță de muncă, e mai greu și o valoare adăugată mult mai mică putem adăuga. Noi din Republica Moldova, companiile mici și mijlocii, trebuie să punem mult accent pe produse inovative și vă mulțumim tare mult pentru proiect, vă mulțumim specialiștilor, doctorilor, profesorilor care dumneavoastră studiați și cunoașteți tema dinăuntru, teorie. Noi vrem, încercăm, luăm credite, luptăm ca zi de zi să existe firma, să ținem angajații. Datorită această afacere am pornit-o cu 3 angajați, la moment suntem peste 10, suntem 17 angajați, câțiva sunt part-time, câțiva mai mult, în jur de 11 sunt permanent. Avem rețeaua de distribuție pentru Republica Moldova, lucrăm cu Liniela. Cu Liniela am reușit să lucrăm de-abia din 2020, luna aprilie. Am negociat cu ei foarte mult, 4 ani de zile, deoarece întreprinderile mici și mijlocii din Moldova, în afară de faptul că au produse calitative și bune, trebuie să mai aibă și ambalaj, trebuie să mai aibă și preț foarte bun, dar având un produs calitativ, prețul un pic este egal sau maxim 10% mai mare peste media produselor similare. Cei cu magazinele mari, cumpărători... Mulțumim! Aș putea și eu să dau o mică întrebare doamnei director a întreprinderii de cofinanțare. Deci... Eu am vrut să întreb, la această moară, ce planificați, ce fel de cereale planificați prelucrați și dacă aveți un specialist în morărit? Avem un specialist, un domn Vasile Cărbuni, care deja este angajat. Dumnealui a avut moara proprie, care a închis-o vreo 5 ani în urmă și la moment era șomier și l-am angajat. E morar de toată viața, el de când îl știm. Morar cu diplomă sau morar... Morar cu practică și morar care a avut studii la Universitatea Tehnică, a învățat și dumnealui, dar prin lângă dumnealui, deja iată avem noroc că colaborăm datorită proiectului, vă mulțumim mult, cu domnul Bernic, cu doamna Rodica Siminiuc, cu doamna Carolina și dumnealor vor fi partea pilonul care ne vor ghida în tehnică. Veți tot ce îmi spuneți, ce fel de cereale veți procesa la acest moment? Da, în primul rând va fi făina de porumb, că este baza, sorizul și ce cereale vom mai găsi pe piață, lanuri care sunt hrișca, care sunt fără moară? Veți procesa la aceeași moară? Da, la aceeași moară doar cerealele care nu au gluten.
și respectiv prima dată noi am schimbat. Vreau să vă spun că în baza, dacă este cunoscută așa caracteristica cerealelor, cum este sticlozitatea, da? Porumbul și sorizul și hrișca se deosebesc între ele prin la această proprietate sticlozitatea. Și care este specificul de baza morii unde puteți să procesați diferite tipuri de cereale? Avem schimbat special la noi, chiar și săptămâna viitoare trebuie să vină producătorii, care cei de la Ucraina, de unde am cumpărat moara, să ne mai schimbe încă o dată sitele. Avem mai multe feluri de site, că ei au adus, au schimbat și avem schimbat. Nu doar sitele, e vorba nu doar de site. Dar din ce aici cunosc eu, acolo băieții deja lucrează, nu pot să dau multe detalii din mecanică, din toate șuruburile care le fac de acolo. Dacă aveți specialist direct. Acolo sunt bărbații care lucrează. Specialiștii noștri care într-adevăr sunt... Da, domnul Biernic, în tema cu mecanica, deja ei sunt legătură direct, eu mai mult sunt promovare pe export, pe piață, asta e palatura mea. Doamna Rodica ne ajută cu calitatea, cu cum să punem câte grame, vorbește cu tehnologul de la fabrică. Mulțumesc. Vă mulțumim tare mult. Doamna Contratică, pot pune și eu o întrebare? Da, sigur că da. Suntem în discuție. Da, în primul, cred că către doamna Sobol sau poate și către conducătorul proiectului. După cât eu cunosc, cu vreo 10-15 ani în urmă era o organizație a pacienților care suferă de celiachie. Am vrut să întreb dacă mai există așa ceva și dacă aveți contact cu dânsii. În primul rând și într-a doilea rând, când este vorba de desfacere pe piața românească. Cred că, după părerea mea, principala sursă de desfacere ar fi supermarketurile. Aveți careva plan de acțiune ca să contactați la direct supermarket? Deja am oferit oferta către Kaufland România. Lucrăm prin colaborare cu doamna Mariana Rufa de la Asociația IEBA, care are investitori străini și acolo este Asociația Investitorilor din România. Este domnul Dan Nuțiu, cu dumnealui am discutat. El a fost cel care a dus prima dată cereale în România de la Nestle și e pe tema ca să aducă furnizori noi în România. Și dumnealui ne ajută partea asta. Noi partea Iașului, partea Moldovei, avem deja stabilit cu o companie de distribuție care am livrat anul trecut. Am început de anul trecut să facem cu dumnealor comercializarea fulgilor de cereale, primul produs. Vă zic, cu rețelele mari, noi încă nu am, anul ăsta am dat prima ofertă, nu am încercat până acum din frica că nu vom avea materie primă destulă, fiindcă pentru export trebuie cantități. Cantitățile care erau oferite din morile din Moldova erau permanent, când mai mici, când mai mari, și mai erau partide care erau întoarse înapoi din cauza că aveau infectarea cu gluten. Certificarea asta, aceasta ECO care facem noi, este pentru internațional, deoarece există certificare mai ieftină, până la 1000 de euro, care se certifică pentru doar piața Republicii Moldova, și este certificarea care e mai scumpă pentru export, dar nu ar fi de ieftin și scump. Există certificarea asta, noi ne certificăm pentru export internațional prin compania Ceres din Germania, cu filiala din Republica Moldova, datorită faptul că la noi legislația nu permite ca să ne certificăm odată și pentru intern și pentru extern. Laboratoarele noastre, din păcate, care le avem în țară, nu permit să fie apreciați sau cum acolo, să ne dea voi certificatul ăsta local, moldovnesc, ECO, să fie bun la export. De asta ar fi foarte bine cu legislația. Mulțumim că Academia, că știința s-a implicat, dar partea legislativă încă ne face bariere. Dar cu Doamne ajută, înainte, cred că o să le rezolvăm. Aportul experților este enorm pentru ca să dezvoltăm un produs bun, care să fie cu supravaloare, că noi nu putem produce cantități enorme de să ne concurăm cu Turcia sau cu alte țări care dau un preț de nimic, un preț foarte mic. Noi suntem limitați și în spațiu și în resurse, cu antreprenorii mici și mijlocii, nu zic de investitorii mari care vin la noi și au posibilitatea să investească milioane de euro. Mulțumim frumos, doamna Sobol, și cu celiace, aveți ceva legături? Sau... Da. O cunosc pe doamna președinte. Deci eu pot să vă... Eu cunosc pe doamna președinta care din Asociația din Moldova, o doamnă care a creat, are și feciorul bolnav de celiachie, dar mai mult ne-am axat pe România. În România am fost la cursuri, la discuții cu doamna doctor din la București, care de 40 de ani, ea singură e celiacă și ține dieta și vrem să ne facem membri, dar nu ne-am făcut până acum membri, că este o anumită taxă și am fi plătit, nu eram... porniți pentru România. Acum că este moara, deja putem să intrăm liber, să certificăm și să mergem spre ei cu inima deschisă, că uite, noi suntem producători și avem capacitatea de export.
Au fost 4 ani de zile doar cunoștințe, întâlniri, dar la nivel așa mai mult de formal. Oficial, acum urmează deja de când avem făina. Mulțumim. Eu doar încă o mică întrebare, doamna Condretco. Care a fost imboldul și ați pornit o astfel de tematică în 2014? În câteva cuvinte, vă rog. Prima, am pornit afacerea din cauza că vroiam un produs ceva anumită care... tematică fără gluten. Din start, afacerea a fost pornită cu grâu, cu gluten. După un an de activitate, analizând concurenții din zonă și din toată Europa, că am mers în multe țări, am înțeles că noi cu de ăștia obișnuiți nu facem față la export. Nu putem da un preț mare. Și prețul mare, el oferă adică o plus valoare produselor ca să ne asigurăm salarii. Prin analiza pieții de discuție. Analiza pieții ne-a spus că trebuie fără gluten să fim specifici ca să atragem, să avem ceva foarte bun. Poate cantitativ nu sunt milioane de tori. Sunteți un specialist în producerea produselor pentru mic dejun, produselor instant. Sunt specialist în marketing și logistică, am învățat ASEM Universitatea de Stat în Finisa, dar din practic, deja pe lângă expertul din Germania, domnul Antonio, dumnealui 2 ani la rând, câte o lună a venit, a stat la noi la fabrică și ne-a învățat corect cum să facem aceste cereale. Până l-a venit dumnealui în țară, noi ne-am chinuit vreun an de zile și făceam ceva care semăna cereale, dar încă nu era ceea ce acum. Din ce țară? Din Italia? În Germania, domnul Antonio, prin programul SES de la Polonia. Mulțumim, succesi mari. Și acum mulțumim dumneavoastră și mulțumim doamna Rodica, domnul Bierni, că ne-a ajutat cu făina aceasta fără gluten. Este baza ca să dăm produse finite, ambalate, că nu noi să vindem făina și pe urmă să cumpărăm din la alți țări străini biscuițe și cereale, dar putem să le fabricăm și aici, sunt oameni în țară, să avem oameni în sat care vor să lucreze și vor acasă în copii. Și noi ne stăruim ca să trăim creditele, mergem, facem, dar... O să izbutim, mai ales proiectul e foarte bun pentru noi. Mulțumim frumos, doamna Sobol, mulțumim frumos, doamne Simeniuc, mulțumim frumos celor care au participat în discuții. Într-adevăr, sunt proiecte care țin nemijlocit sau tangențial de mai mulți de noi, fiindcă este o problemă acum și cu intoleranța aceasta la gluten. Cred că vom avea și proiecte care țin de intoleranța la lactate, deci mai sunt probleme foarte multe cu această situație ecologică în care ne aflăm acum. Deci dacă discuțiile, fiindcă discuțiile pot fi continue și chiar propun să facem după finalizarea audierilor proiectelor privind implementarea proiectului de inovare și transfer tehnologic, putem organiza și o masă rotundă, după cum am spus, fiindcă avem multe subiecte care ar putea fi discutate și care ar putea sensibilizate atât societatea cât și factorii de decizie. Acum, finalizând aceste discuții, rog pe doamna doctor Adelina Dodon să dea ce avizelor experților cu referire la proiectul care a fost coordonat de doamna Rodica Simeniuc. Vă mulțumesc, doamna secretar general. Deci, în baza criteriilor de evaluare, vreau să menționez că ambii experți au apreciat raportul proiectului cu un calificativ înalt. Și în concluzie, ambii au menționat că toate obiectivele propuse spre realizarea proiectului au fost îndeplinite integral. Acest proiect, într-adevăr, le-au permis întreprinderii ca să procure un utilaj de prelucrare a babelor de diferite tipuri de cereale pentru producerea făinii aglutenice, care într-adevăr făina aglutenică are o valoare biologică înaltă și este destinată nu doar pentru, să zic, consumatorii cu deficiențe în toleranță la gluten, dar pentru toate clasele de consumatori. A fost creată de asemenea o gamă variată de făinuri biologice fără gluten, în baza cărora s-au obținut diferite produse aglutenice. Au fost cercetate aspectul nutrițional și tehnologic a acestor făinuri și a acestor produse și au fost certificate produse bio fără gluten. În baza rezultatelor obținute, se va asigura securitatea nutrițională a consumatorilor cu tulburări corelate consumului de gluten, se va diversifica sortimentul produselor alimentare fără gluten și se va îmbunătăți, evident, sănătatea publică a populației din Republica Moldova. Însă,
Expertul am menționat și următoarele, nu obiecții, dar să zic recomandări, că tehnologiile acestea industriale, am în vedere la nivel industrial, încă necesită a fi cercetate și optimizate. Cred că doamna Sobol este de acord și cu expertul, în ceea ce s-a referit la particularitățile specifice, anume a produselor, a materiei prime și a produselor finite. Dar până în final, raportul a fost apreciat cu calificativul foarte bine, primind un punctaj de 26 de puncte. Și celălalt, al doilea expert, a dat un punctaj de 28 de puncte. Vă mulțumesc frumos, doamna Dodon, pentru expertiza care a fost realizată. Vă rog frumos, directoră de proiecte și partenerii, care este organizația executor, să vă notați, inclusiv și pentru procesul verbal al ședinței de astăzi, să notăm aceste propuneri, recomandări care sunt menite spre a îmbunătăți realizarea proiectelor despre care discutăm. Deci vă mulțumesc frumos, doamna Delina Dodon. Domnul Gnade Sârbă, vă rog frumos, care este opinia experților care au examinat partea economică, financiară a acestor proiecte? Da, vreau să felicit coordonatorul de proiect pentru un proiect foarte bun. Vă aduc la cunoștință concluziile experților. Primul expert vine cu următoarele. Desfășurarea proiectului a fost conform activităților planificate. Obținerea unor produse alimentare fabricate în făină de calitate fără gluten este inovatoare din punct de vedere a tehnologiilor de producere și a producției finite obținute. Totodată se recomandă o diseminare mai largă a rezultatelor științifice, în special a noilor produse obținute, ținând cont de cererea sporită acestora pe piața națională și cea regională și prețul de vânzare relativ ridicat al produselor de acest tip. Punctajul acordat 28,95. Al doilea expert vine cu următoarele concluzii. Actualmente în Republica Moldova se produce făină, biscuiți fără gluten și cereale pentru micul dejun fără gluten, doar din făină de soriz. În rezultatul implementării proiectului nominalizat au fost elaborate recepte noi de produse fără gluten și a fost montată o moară certificată pentru făină fără gluten la producerea produselor aglutinice. Datele prezentate de executori referitoare la produsele comercializate în volum de 15.000 lei, nu specifică potențialul de creștere a livrării pe piața locală și la export pe termen mediu. Punctajul acordat 24 de puncte. Mulțumesc frumos, domn dr. Sârbu, pentru aceste avize. Dacă audiența are întrebări, propuneri, cred că deja am epuizat la această etapă discuțiile care au fost despre producerea bio a făinii și cu discuțiile cu referire la gluten, ar fi cazul să revenim. Și în acest context îi ofer cuvântul doamnei dr. Liliana Popescu pentru a prezenta raportul supra proiectul pe care a fost administrat de domnia sa. Doamna Popescu, vă rog frumos să vă încadrați în termen, da. Mulțumim frumos! Bună ziua, stimată audiență! Vă propun prezentarea proiectului de inovare și transfer tehnologic implementarea mașinii de ambalare în atmosferă modificată în condiționarea brânzei în sărămură din lapte de oaie, realizat în perioada octombrie 2019-octombrie 2020. Director din partea Universității Tehnice a Moldovei, Popescu Liliana. Acest proiect a fost implementat în secția de producere a brânzeturilor la compania Major Auto din orașul Tăraclie, director Tanov Evgenii, care a participat și ca cofinansator. Domnul Evgenii este astăzi prezent alături de noi, împreună cu doamna Valentina, deci contabilă a acestei întreprinderi. Scopul acestui proiect a fost ameliorarea tehnologiei de producere a brânzei în sărămură din lapte de oaie cu utilizarea ambalării în atmosferă modificată la Major Auto, orașul Tăraclie.
În vederea realizării acestui scop au fost formulate următoarele obiective, deci s-a identificat linia performantă de ambalare a brânzei în sărămură competitivă pe piață. Această linie a fost achiziționată și montată la compania SRL Major Auto. S-au studiat caracteristicile procesului de ambalare, s-a stabilit durata limitei de consum a brinzei în sărămură ambalată în atmosferă modificată și s-au realizat diseminarea rezultatelor implementării. La prima etapă, după cum am menționat, s-a implementat tehnologia inovativă de ambalare a brinzei în sărămură din lapte de oaie prin termofonformare în atmosferă modificată, cu următorii parametri de lucru, deci modelul mașinii linii de ambalare, deci producător Almer BPZ-JR, productivitatea linii 1500-2000 ambalaje pe oră, dimensiunea bucății de brânză 100x100x25 mm, amestec de gaz utilizat 30 de oxid de carbon 70 azot, debitul de gaz se reglează de la 30 până la 625 litri pe minută și cantitatea de amestec injectată depinde de volumul ambalajului, în mediu cam 10% la volumul nostru, unde 25 cm cub. Pentru ambalare se utilizează filme de polietilen de joasă tensiune, grosimea 75 micrometri, pot fi utilizate filme transparente, opace, cu imprimare sau fără imprimare. La a doua etapă s-a ameliorat calitatea și inofensivitatea brânzii în sărămură din lapte de oaie pe durata depozitării. Pentru aceasta, deci, probele au fost depozitate la temperatura de 4 plus minus 2 grade. Ca probă de referință s-a luat probele ambalate în aer. Determinările s-au realizat prin periodicitate de 10 zile. Și ca rezultat am obținut prelungirea duratei de valabilitate a brânzii fără a modifica caracteristicile chimice și fizice ale brânzii sau fără a adăuga aditivi sintetici de la 10 zile în cazul păstrării brânzii în aer până la 3 luni în cazul ambalării brânzii în amestec de gaze. S-a păstrat prospețimea, valoarea nutritivă, precum și gustul și textura brânzii. Și ultimul, unul din momentele, rezultatele importante, deci sporirea competitivității brânzii în sărămură din lapte de oaie pe piață. Aici vreau să menționez că cu toții cunoaștem că brânza în sărămură din lapte de oaie este un sortiment tradițional pentru Republica Moldova. Cu toate acestea, obținerea brânzii în sărămură a rămas un meșteșug până în prezent. Cea mai mare cantitate de brânză se obține în cadrul gospodăriilor individuale și în ferme. Calitatea acesteia depinde de arta producătorului și de obiceiile alimentare în această zonă. De aceea, implementarea proiectului dat la compania Major Auto a contribuit la organizarea producerii brânzei în sărămură la nivel deja industrial, obținându-se o brânză în sărămură competitivă pe piață, ambalaj atractiv, care asigură o protecție înaltă a brânzii și care deja putem să zicem că poate concura cu brânzieturile provenite din import, cum în special aici putem menționa România, Ucraina, Bulgaria, Germania. Chiar avem prezentate și câteva imonstri aici de produs ambalat. Deja vedeți, ambalajul a evoluat foarte mult, dar pe viitor deja se propune utilizarea ambalajelor care vin direct cu imprimeu pe el, deja la moment până când pe ambalaj se pune, deci, ca un sticker, brandul brânzei. Deci, atât creșterea competitivității brânzei ambalate, cât și creșterea eficienței producției prin creșterea productivității procesului de ambalare prin prelungirea duratei de valabilitate a brânzii sub aspect microbiologic și senzorial,
au condus la creșterea volumului producției de până la 1095,7 mii lei, raportate pe perioada octombrie-decembrie 2020, sau cu 151,5 mii lei, mai mult decât în perioada precedentă, perioada respectivă în anul precedent. Dacă să vorbim de impactul științific, s-au stabilit parametrii optimi de ambalare, s-a stabilit influența ambalării asupra calității brânzei în procesul de depozitare. Implementarea, rezultatele obținute, după cum am menționat, au fost implementate la, în secția de fabricare a prânzieturilor la compania Major Auto, orașul Tăraclie. Beneficiarii acestui proiect, desigur, pot fi operatorii din domeniul procesării laptelui, cercetătorii științifici și, desigur, consumatorii. Pentru realizarea proiectului au fost utilizate 1.805.000 lei, așa, dintre care 900.000 lei surse bugetare și 905.000 din cofinanțare. Mijloacele financiare au fost direcționate pentru fondul de salarizare în proporție de 205.000 lei și pentru procurarea de utilaje 1.600.000. Prin proiectul dat s-a reușit montarea liniei de ambalare în atmosferă modificată, deci linia cu, deci, cu echipamentele care o însoțesc. Deci, de asemenea, a fost modernizat procesul de prelucrare a coagulului. Necesitatea modernizării procesului de prelucrare a coagulului este dictat de faptul că pentru funcționarea liniei de ambalare este imperativ ca bucățile de brânză să aibă o dimensiune a matriței 100-100x25. În caz contrar pot apărea, să zicem, dimensiuni, deci neconformități, cum sunt bucăți neregulate sau bucățile de brânză sunt prea mari, ca rezultat nu se realizează lipirea sau sigelarea corespunzătoare a pachetului. Deci, secția de procesare a laptelui și-a început activitatea în 2018, fiind echipată cu rezervor pentru recepționarea laptelui, 5 unități cu instalații de pasteurizare, vană de coagulare și prelucrare a coagulului, mașină de ambalare sub vid și un cântar electronic. Cercetările s-au realizat în cadrul laboratorului Universității Tehnice a Moldovei. Deci laboratorul acesta este echipat cu echipamente necesare pentru derularea cercetărilor. În proiect au participat 4 persoane, dintre care 2 cercetători angajați prin comun și 2 specialiști de la compania care sunt angajați ca titulari. Membrii echipei au participat încă la 3 proiecte naționale și un proiect internațional AUF. Între, deci, compania Major Auto și Universitatea Tehnică s-a încheiat un contract de colaborare. Deci, dacă să vorbim de rezultat, deci pot menționa că s-a participat la conferința științifică internaționale Patrimoniu Cultural de ieri, implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine, care a avut loc în februarie 2021. Deci s-a elaborat eticheta pentru brânză în sărămură și informații pentru consumator în conformitate cu noile prevederi ale legii. S-a elaborat instrucțiunea tehnologică la producerea brânzei în sărămură. Proiectul a fost mediatizat la Noaptea Cercetătorilor Europeni. De asemenea, vreau să zic că pe pagina, pe rețeaua de socializare Facebook, este creată o pagină denumită Brânza Melina, unde puteți accesa această pagină și găsi toată informația necesară despre produs, despre, și despre modul de obținere acestora.
Întreprinderea colaborează practic cu toate rețelele de comercializare din Republica Moldova, deci recent s-a obținut și un acord cu Linela, deci a rămas deci să penetreze Kaufland-ul și Metro. Deci am prezentat și unele concluzii care au fost menționate și în raport. La propuneri de perspectivă, deci aș menționa continuarea colaborării cu compania Major Auto în vederea diminuării deja conținutului de sare în brânza maturată până la nivelele stabilite de Uniunea Europeană 3%. Am stabilit și careva colaborări și în vedere diversificării sortimentului de brânzeturi, în special brânzeturi care sunt tradiționale pentru Republica Moldova. De asemenea, la propuneri de perspective aș menționa și diseminarea informației privind ambalarea în atmosferă modificată și la alte întreprinderi de procesare a brânzeturilor, în special la condiționarea brânzeturilor cu pastă moale, cu pastă semi-tare, cu pastă tare, în special a celor cu ochiuri, sortimente care practic nu pot fi ambalate sub vid. Mulțumesc pentru atenție. Eu vă mulțumesc, stimată doamnă Popescu, inclusiv și pentru participarea la conferință, dar și pentru acest proiect pe care dumneavoastră l-ați condus și care l-ați prezentat încadrându-vă și în timpul care a fost rezervat. Mă adresez față de cei care sunt prezenți la ședință. Urmează o discuție. Dacă cineva are întrebări, propuneri, are... până a ajunge la avizele experților pe care o să le dăm citire. Stimați colegi, dacă sunt întrebări față de raportor, dacă nu sunt întrebări față de doamna dr. Ileana Popescu, îi mulțumim. Da, doamna Adelina Dodon, spuneți. Bună ziua, Ileana. Eu doar o mică întrebare. Care a fost cofinanțarea? Cofinanțarea a fost, deci 900.000 a fost din buget și 905.000 a fost din cofinanțare. Da, am să vă spun de ce am pus această întrebare, fiindcă un expert s-a referit cu obiecții că nu a fost cofinanțare. Dar de asta am vrut să cred că nu s-a observat, este indicat în proiect, cred că. Vedeți că în raport, tabelul care am prezentat în raport, vizează doar partea bugetară. Nu era specificat partea. Nu era specificat. Da, probabil. Asta noi o să menționăm, cred că, în proces. Mulțumesc. Oricum, fără cofinanțare nici nu se acceptă. Da, de asta și am pus întrebarea, că fără cofinanțare ce nu poate să fi realizat proiectul. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Da, văd că din colegii care sunt prezenți la ședință, nu sunt întrebări față de raportor dr. Ileana Popescu și dacă nu sunt întrebări, am să rog pe doamna dr. Adelina Dodon să dea citire avizelor experților. Vă mulțumesc. Deci, iarăși, conform criteriilor de evaluare, experții au apreciat că scopul proiectului executat a fost realizat pe deplin, că după funcționalitatea tehnologiei, conform rezultatelor prezentate, este concludent că tehnologia perfecționată este una funcțională și poate fi promovată pentru implementare în continuare. Ca infrastructură disponibilă pentru continuarea proiectului, se spune că proiectul are la bază o infrastructură proprie a companiei de producere a brânzii, precum și o colaborare cu laboratorul specializat de cercetare de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Ceea ce se referă la diseminarea rezultatelor, se specifică
că, conform rezultatelor obținute la realizarea proiectelor, a fost publicat un articol la conferința științifico-practică de la, la aniversarea 30 de ani a Universității de Stat din Comrat, a fost elaborate instrucțiunile tehnologice pentru producerea brânzii în Săramură și este elaborat eticheta produsului. Așa, ca... Și am vrut să menționez că la concluzii, practic ambii experți au spus că proiectul este realizat ca unul de succes pentru domeniul vizat de activitate și să menționez că numai acest expert a spus că acest an fiind un an specific pentru noi, trecând în condițiile de pandemie provocate de COVID-19, totuși proiectul s-a realizat și a fost executat conform obiectivelor propuse la început. Și din cele prezentate, expertul a evidențiat următorul lucru. Se deduce că proiectul este realizat fără cofinanțare din partea agentului economic beneficiar, ori aceasta nu mai este nevoie și pune semne de întrebare, fiind creat un precedent inedit, adică că poate apărea în vizorul altor instituții. De ce eu și-am pus această întrebare cu referire la cofinanțare? Dar până în final, punctajul total acordat de către experți a fost 26,1 la un expert și acelalt expert n-a pus un punctaj total, dar a apreciat cu calificativul bine, ceea ce rezultă că este mai mult de 20 de puncte. Deci, de fapt, ca atare avem limita, baremul care a fost de 20%, da, îl avem 20 de puncte, îl avem atins, da? Da, îl avem atins. Da. Mulțumim frumos, doamna Dodon, pentru aceste avize. Doamna Popescu, vă rog frumos să luați în calcul și propunerile experților. Domnul Ghenade Sârbu, vă rog să vă conectați pentru a da citire avizilor experților din punct de vedere economic. Da, vă aduc la cunoștință concluziile primului expert. Expertizarea a fost executată prin prisma faptului că toți executorii și proiectul a priori sunt considerați eligibili și există toate documentele ce confirmă acest fapt. Respectiv s-a analizat corespunderea acțiunilor planificate cu rezultatele obținute. Dar totodată expertul vine cu următoarele, că sunt scăpări la compartimentul planificare, recomandat pe viitor și recomandă pe viitor să fie efectuate planificarea acțiunilor, obiectivelor, utilizând indicatori măsurabili, cum ar fi numărul de manifestări organizate, numărul de, manifestări unde se va participa, numărul de rapoarte, comunicări și altele, de stipulat mai detaliat modul de colaborare dintre parteneri, de prezentat și calculele indicatorilor menționați. Punctajul acordat este 28,14. Al doilea expert vine cu următoarele concluzii. Proiectul a permis unei companii autohtone de a fabrica produse care pot concura cu cele de import, modernizând tehnologiile de fabricare și produsele de organizare. Efectul economic s-a obținut ca rezultat al creșterii volumului vânzărilor de brânză din majorarea termenului de valabilitate a brânzii și minimalizarea pierderilor în producerea de depozitare, procesul de depozitare a brânzii. Punctajul acordat, 27 de puncte. Mulțumesc foarte mult. Atât. Mulțumesc frumos, domnul dr. Sârbu, pentru aceste avizii. Să înțeleg că sunt avizii pozitive. Este totul în regulă, deci putem să continuăm acest proiect în continuare. Deja să-l desfășurăm și să găsim o continuitate.
Fiind epuizat acest subiect și dacă nu mai sunt întrebări și propuneri, fiindcă am avut și o discuție acum, îi mulțumim frumos doamnei doctor Liliana Popescu pentru proiectul, urându-i succes în continuare, da, și îi oferim cuvântul doamnei doctor Mereuță Aliona pentru a prezenta raportul cu privire la proiectul pe care l-a dirijat. Doamna Mereuță, aveți cuvântul, vă mulțumim mult. Doamna Mereuță, noi nu vă auzim încă. Bună ziua! Bună ziua! Aude, da? S-a partajat ecranul, da? Ecranul s-a partajat, da. Bună ziua, stimată audiență, dragi colegi! Astăzi am onoarea să vă prezint proiectul cu transfer de inovare și transfer tehnologic, cu tema elaborarea, confecționarea, testarea și standardizarea utilajelor autohton de sterilizarea deșeurilor medicale, care a fost numit și a fost înregistrat cu denumirea tehnică Termoshred 420. Acest proiect a fost implementat în cadrul întreprinderii, deci SRL-ului SPAC și respectiv, deci, director acestei întreprinderi, Serghei Bujor, dumnealui nu este prezent astăzi la această conferință din motive că este internat în spital cu pneumonie, deci probleme de sănătate. Ceea ce ține de scopul stabilit, deci în acest proiect, a vizat, deci, elaborarea, confecționarea, testarea și standardizarea utilajului autohton de sterilizarea deșeurilor medicale și anume cele rezultate din activitatea medicală și respectiv pentru aceasta s-au stabilit câteva obiective începând de la proiectarea, deci documentația tehnologică acestui utilaj, confecționarea acestui utilaj, testarea lui din punct de vedere a emisiilor în aer și a stării microbiologice a deșeurilor care deja sunt tratate, cât și ne-am pus ca obiectiv standardizarea acestui utilaj, adică din punct de vedere să fie aprobat la organele de resort, deci din punct de vedere sanitar și ecologic, pentru a putea fi implementat nemijlocit la tratarea deșeurilor medicale, cât și pentru a aviza ca acest utilaj să fie în continuare plasat pe piață pentru a fi, deci pentru vânzare, pentru a fi implementat în alte instituții medicale. Activitățile declarate, deci deja am menționat și ca rezultate urma ca să confecționăm acest utilaj, să-l testăm, să primim toate avizele necesare de, din punct de vedere medical și ecologic. Deci, totuși, rezultatele obținute în acest proiect au ținut de confecționare acestui utilaj. În cadrul acestui proiect, mai întâi a fost confecționat un prim utilaj, deci prima bucată care a fost testată, a fost ajustată, au fost determinați diferiți parametri, atât din punct de vedere a sterilizării produselor deja sterilizate, din punct de vedere a emisiilor de gaze, deci în zona de lucru, dacă sunt sau nu sunt prezente, și totodată în baza documentației de proiect și a acestor rezultate obținute din punct de vedere a sterilizării și a emisiei în zona de lucru, au fost înaintate deci, dosarul respectiv către Institutul de Ecologie și Geografie și s-a deci propus ca să fie făcută expertiza ecologică a acestui utilaj. Respectiv, acest utilaj a fost expertizat și a urmat avizarea. Pentru a fi mai clar principiul de funcționare și respectiv care sunt avantajele acestui utilaj, deci prezint un filmuleț micuț, deci, care ne arată nemijlocit principiul de funcționare acestui utilaj care s-a confecționat și care sunt nemijlocit
tipurile de deșeuri medicale care pot fi deci, tratate în acest utilaj, așa, și desigur produsul final cum arată, deci după ce a fost tratat. În imagine, iată, vedeți cum el arată, acest utilaj, deci el este automatizat, doar încărcarea deci, acestor deșeuri medicale infecțioase se face automat. Capacitatea acestui utilaj este de 420 de litri sau în dependență de kilograme. Toate deșeurile sunt deci, aduse de la agenții economici deja deci, sortate și ambalate. Respectiv, dacă e să vorbim de kilograme de masă, atunci poate să fie până la 200 și ceva kilograme pe oră. Acest utilaj poate să deci, trateze aceste deșeuri medicale. Ele sunt mărunțite printr-un shredder, așa, într-un bunker, care mai apoi, sub acțiunea deci, gazelor la o temperatură de până la 190 de grade, sunt sterilizate și sunt distruse, deci doar într-un singur utilaj compact. Este o metodă destul de inofensivă, automatizată și iată se arată, deci inițial sacul care a fost introdus în acest utilaj, deci aceasta se transformă undeva până la 80% și respectiv se obține iată un produs care poate fi în continuare reciclat, deci folosit sub formă de diferite deci plăci pentru podea sau altă formă, alte forme de anume din astfel de produse utilizate în alte ramuri industriale. Deci, iată, foarte pe scurt, ca am arătat deci, principiul de funcționare cu avantajele acestui utilaj care a fost confecționat, după care a urmat a treia etapă foarte importantă pentru proiectul nostru, care a fost și cea mai de lungă durată, anume avizarea de către organele de resort și anume s-a făcut deci, avizarea utilajului de către Agenția Națională de Sănătate Publică. Așa s-a obținut avizul necesar, apoi dosarul a fost înaintat către Agenția Municipală de Sănătate Publică, care la fel s-a obținut acest aviz pozitiv, urmat iarăși de un aviz de elaborat de Agenția Națională de Sănătate Publică de amplasare a acestui utilaj și deci stabilirea zonei sanitare și respectiv având toate aceste avize medicale s-a continuat cu avizarea utilajului atât pentru amplasare cât și pentru realizare prin obținerea avizului expertizei ecologice de stat, deci și anume s-a făcut expertiza la documentația de proiect și urmată de obținerea autorizației ecologice privind gestionarea acestor deșeuri. Vreau să menționez că în Republica Moldova în prezent sunt doar doi agenți economici autorizați în tratarea acestor deșeuri medicale infecțioase, unul dintre care este SRL OISPAC și respectiv această problemă Doamna Mereuță, ați dispărut, noi nu vă auzim. Ca sunet sau ca sunet? Gata, gata, deja sunteți. Vă ascultăm. Da. Deci, deci rezolvând aceste probleme majore, anume din privința siguranței atât a sănătății cât și a mediului, respectiv, această metodă este o metodă modernă de soluționare locală, fără incinerare, anume de prelucrare deșeurilor medicale infecțioase.
și totodată, deci acest utilaj a venit ca să fie introdus în linia deja existentă la acest agent economic pentru a ajuta să facă față cererii foarte mari în perioada de tratare acestor deșeuri medicale în perioada aceasta deci pandemică. Respectiv, nivelul de finanțare, deci a fost finanțarea bugetară 638.000, cofinanțarea 670, cu toate că ea a fost mult mai mare, deci care nu a fost arătată, dar suplimentar s-au mai utilizat vreo 600.000 de lei, fondul de salariu a fost până la 140.000, deci procurări de echipament. Din fondul acesta a proiectului au fost procurate echipamente, deci în valoare de 913.000 lei. Utilajul care a fost confecționat a fost plasat deja în linia existentă a agentului economic, care linia aceasta este deja autorizată de tratarea acestor deșeuri medicale. Practic este sectorul și în acest sector din anul 2016 deci funcționa un utilaj de autoclavare Steriše 250 de proveniență germană, la care deci s-a adăugat acest utilaj autohton deci de la fel de tratare a deșeurilor medicale. Potențialul științific deci a constat în implicarea în cadrul acestui proiect a trei persoane sau trei angajați deci comul extern, o femeie și doi bărbați, dintre care doi cercetători comul extern și inclusiv o femeie și un bărbat. Respectiv, ceea ce ține de participare la echipe, la concursul de proiecte, deoarece abia documentele, avizarea acestui proiect a fost inclusiv și în 2021 obținut încă ultimele documente de la organele de resort. Noi doar am reușit și am înaintat o propunere de proiect în cadrul deci Ministerul Agriculturii ce ține de emergii COVID-19, dar urmează ca să fie acest proiect abia înaintat. Ceea ce ține în prezent, SRL-ul SPAC are încheiate contracte cu peste 400 de agenții economici cărora le asigură, deci le pune la dispoziție servicii de transportare și tratare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, atât prin, deci pentru, privind tratarea aceasta deșeurilor și se planifică, având deja pachetul de documente necesare, ca acest echipament să fie pus spre vânzare, deoarece în proiectul de față au fost confecționate două utilaje deja, deci unul care a fost implementat nemijlocit în linia existență și unul deja pregătit pentru a fi realizat. Ce ține de colaborări la nivel internațional, încă nu am deci inițiat astfel de colaborări pe această tematică, pentru că totuși este foarte de mult încă pe piața locală, dar ce... Iară sunteți dispărută, doamna Mereuță, și vă rog frumos să putem să puțin să urgentăm prezentarea. Ați dispărut. Și a fost înaintat, deci, o cerere de brevet. Așa, și promovarea proiectului foarte pe larg, deci pe rețeaua de YouTube, prin pagina agentului economic, s-au elaborat diferite broșuri, deci promoționale, și deci ceea ce urmează în perspectivă ca să fie îndeplinite deci diferite întâlniri cu agenții economici, diferite participări la expoziții, înaintare la proiecte, dar deja în timpul acesta având și toate documentele necesare. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă doctor Mereuță, pentru acest raport desfășurat, da, pe care l-ați realizat dumneavoastră.
Vă rog frumos, colegi care suntem în discuție, dacă sunt întrebări, fiindcă este o problemă pe care ați abordat-o foarte importantă la ziua de astăzi, chiar inclusiv cu prelucrarea deșeurilor, cum ar fi măștele acum care sunt purtate de noi și practic le purtăm de câteva ore și le aruncăm, cum le aruncăm, unde le aruncăm, aveți așa posibilitate, de exemplu, de a steriliza sau de a distruge aceste deșeuri, deci măști sau mănuși, deci este o problemă care este arzătoare. Deci eu vă rog frumos, colegi, care are întrebări, propuneri, să ne încadrăm în discuție cu privire la acest proiect care a fost prezentat, raportul asupra căruia a fost prezentat de către doamna doctor Alena Mireuță. Până se, din câte văd, colegii sunt conectați, dar întrebări la dumneavoastră, la ceea ce ați prezentat, sunt mai departe de întrebări. Deci am să o rog, până se pregătesc și colegii mai meditează, am să o rog frumos pe doamna Adelina Dodon de a da citire la avizele experților din punct de vedere științific. Doamna Dodon, doamna vă rog. Doamna Contratcu, o trecut la mine, da. Pe partea secției științe și inginerie și tehnologie. Aha, deci mi-e părea mai mult că deșeuri medicale ar putea să fie la doamnă la subsecția medicală. La secția noastră. Că îmi cer scuze. Partea tehnologică. Expertul apreciază că scopul proiectului a fost atins. Utilajul autohton Termoșet 420 de neutralizare a deșeurilor poate fi plasat pe piața Republicii Moldova. Pentru fabricarea instalației de prelucrare a fost proiectată și elaborată toată documentația tehnologică. Deci pe acest punct a fost apreciat cu foarte bine. Funcționalitatea tehnologiei tot este apreciată cu 5 puncte foarte, foarte bine. Deci expertul consideră că utilajul și tehnologia este funcțională. Utilizarea procesului de neutralizare a deșeurilor prin sterilizare termică este o metodă de soluționare locală, fără incinerare, utilajul autohton de neutralizare a deșeurilor medicale a fost avizat de organele de risor. Infrastructura de disponibil este apreciată ca bună. Întreprinderea SRL USPAC dispune de specialiști calificați și propriul parc de mijloace tehnice. Întreprinderea dispune și de autorizațiile necesare pentru funcționare. În afară de utilajul care este acum utilizat la UISPAC, a mai fost confecționat un set de utilaj Termoșet 420 care este destinat pentru vânzare. Diseminarea rezultatelor este foarte bună. Am văzut că rezultatele au fost diseminate prin mai multe metode, inclusiv prin plasarea pe pagina web a firmei. Am văzut și filmulețul care a fost înregistrat cu subtitre în limba engleză și broșuri în 4 limbi, română, rusă, engleză și germană. În scopul propunerii ofertei de vânzare utilajul au fost organizate întâlniri cu reprezentanți mai multor organizații. Colaborarea între organizatori este apreciată ca foarte bună. SRL USPAC în colaborare cu întreprinderea experimentală chimică Izomer în anul 2015 a montat utilajul și în anul 2017 s-a semnat un contract de colaborare. Am văzut și din raport că au fost semnate contracte cu 400 de firme, este o distribuire foarte largă, de asta 5 puncte, sigur că comercializarea este apreciată ca bună, 4 puncte. În concluzie, deci expertul a apreciat raportul cu un punctaj total de 28 de puncte și propune ca raportul să fie acceptat cu calificativul foarte bine. Eu vă mulțumesc frumos, stimate domnule doctor Habilitat Ursache, pentru aceste avize. Mie, într-adevăr, îmi părea că de tehnologie pe care ați prezentat-o, dar se cerea și ceva, un aviz sau o opinie, cel puțin, a unui medic din care lucrează în acest domeniu. Rog pe Ghinadie Sârbu să prezinte avizul experților din punct de vedere economic. Concluziile experților. Primul expert vine cu următoarele.
Pentru a lansa producția în serie a utilajului specializat și a procesa cantitatea crescândă a deșeurilor medicale infecțioase, s-a elaborat, confecționat, testat și avizat primul utilaj autohton de neutralizare prin tratarea termică denumită termoshredder. Expertul vine și cu unele obiecții. N-au fost prestate servicii de sterilizare și nici comercializare a utilajului din motiv că doar spre finele proiectului au fost obținute avizile necesare de la organele de resort, iar potențialul de comercializare pe piața internă și de export nu este definit. Punctajul acordat este 24,9. Al doilea expert vine cu următoarele concluzii. Desfășurarea proiectului a fost conform activităților planificate, produsele și rezultatele de cercetării sunt eminente pentru domeniul sistemului de sănătate. Echipa de cercetare a reușit să elaboreze și testeze utilajul de sterilizare, să obțină avizele și aprobările necesare, să promoveze rezultatele la nivel național și să semneze contracte de... brevet de invenție, numărul depozit anul 2019-0075, data depozit 10.04.2019, a fost depusă până a începe derularea proiectului. Punctajul acordat 29,94. Atât. Mulțumesc frumos, domnul Sârbu, pentru o prezentare, pentru avizele care au fost din punct de vedere economic și financiar acestui proiect. Din câte văd, discuții mai multe nu sunt și nu sunt propuneri altele pentru a iniția unele discuții cu privire la acest proiect. Trecem la următorul proiect. O invit pe doamna dr. Stella Balan pentru a prezenta raportul asupra proiectului pe care l-a dirijat în această perioadă de referință. Doamna dr. Stella Balan, vă salutăm! Vă rog frumos, doamna Stella Balan, sunteți pe fir? Da, bună ziua! Da, ne auziți, da? Bine, da. Vroiam să trecem deja la următorul raportor. Aha, da, sigur, imediat fac share-ul ăsta. Da, vă ascultăm. Îmi spuneți dacă se vede. E ok? Da, e ok, noi vedem prezentarea dumneavoastră. Bine, da. Vă rugăm să vă încadrați în timpul rezervat. Deci, încerc, da. Deci, am condus un proiect de inovare și transfer tehnologic cu titlul Sistem de îmbrăcăminte smart pentru copiii născuți prematur cu monitorizarea parametrilor vitali. Deci, ca organizație executor, a fost compania Eliria sau companie de componente electronice, director Marcel Varlan, direcția strategică, materiale, tehnologii și produse inovative. Deci am să încerc să fiu mai concisă. Deci scopul proiectului este foarte important și el a rezidat în realizarea îmbrăcămintii specializate în identificarea și cuantificarea anumitor parametri vitali și anume a ritmului respirației și ritmului cardiac a copiilor născuți până la termenul de 37 de săptămâni care se află în incubator în perioada de monitorizare după naștere și care au nevoie de o îngrijire specială. Ca obiective s-au propus crearea unui sistem integrat de monitorizare a parametrilor vitali, nominalizați realizarea softului de monitorizare a indicatorilor cuantificați și integrarea acestui sistem electronic în îmbrăcămintea copiilor cu nevoi speciale, adică a micuților nou născuți prematur. Deci în proiect s-a propus elaborarea acestui sistem de senzori în baza două principii de lucru, analiza comparativă a acestor sisteme și efectuarea testărilor în laborator, crearea prototipului și a unei serii mici de produse, efectuarea testării prototipului în condiții clinice de spital și realizarea
perfecționărilor, îmbunătățirilor aduse acestui prototip și producerea de sistem integrat. Vreau să zic că acest proiect este unul interdisciplinar în domeniul textile și electronice și încă vreau să zic că anul nu a fost propice deloc pentru realizarea acestui proiect, deoarece a început pandemia și am avut idei grandioase și am obținut și avizele, deci permisiunea, mai bine zis, a medicului șef de la maternitatea numărul 1. Deci medicii erau încântați și spuneau că au nevoie de asemenea îmbrăcăminte. Dar când s-a ajuns la testările în condiții de spital, sigur că nu ne-a permis nimeni să intrăm acolo. Deci ce am făcut și ce s-a obținut în acest an 2020? S-au conceput și proiectat câteva idei de lucru acestui sistem electronic și au fost definitivate două principii de lucru. Au fost efectuate testări ale fiabilității și selectat principiul optim și elaborat acest sistem electronic. Deci a fost creat prototipul de produs vestimentar integrat cu senzori, anume sistemul electronic a fost integrat într-un produs vestimentar în baza unui brevet de protecție a modelului industrial care a fost înregistrat la AGP. Deoarece n-am putut face testări în condiții de spital, am fost nevoiți să lucrăm în condiții de laborator, pe o machetă, pe o pușă și pe un copil născut în termen. S-au introdus modificările în structura produsului vestimentar în urma testării acestui sistem integrat cu senzori. S-a perfecționat produsul vestimentar și în final s-a obținut acel sistem electronic vestimentar integrat și a fost elaborat și softul de monitorizare a parametrilor vitali pentru acești copii născuți prematur. Vreau să zic că inițial s-a dorit doar monitorizarea ritmului respirației și ritmului și puterii bătăilor inimii, dar până la urmă s-a reușit și monitorizarea temperaturii corpului, care este un parametru extrem de important pentru că cei copilași, dacă ați observat pe primul slide, ei sunt plasați în incubatoare în pielea goală și foarte problematic este cu termoreglarea. De ce este nevoie anume de aceste produse vestimentare pentru ridicarea și creșterea calității vieții? Aici avem un modul de prelucrare a datelor, senzorii de monitorizare a parametrilor vitali și prototipul funcțional al sistemului de monitorizare a parametrilor vitali. Și s-a reușit de această plachetă cu cablaj să se imprime în mod flexibil senzorii poziționați. Și iată acest produs cu senzorul integrat, îmbrăcat pe model în formă desfășurată, ca să vedem unde se poziționează și acel costum îmbrăcat pe ușă cu senzori îmbrăcat, deci și strâns cu un cordon cu bandă Sky care este prins. Deci vreau să zic că cercetările și implementările sunt doar la faza incipientă, singură tema fiind înscriindu-se în strategiile de intensificare a eforturilor atât a instituțiilor medicale, cât și a părinților, privind creșterea șanselor de supraviețuire și reabilitare acestor micuți. Datele statistice ne arată că numărul nașterilor premature este în continuă creștere și de aceea rezultatele cercetărilor tind să contribuie la ameliorarea stării acestor copii, anume când se află în incubator, prin intermediul acestui sistem integrat
monitorizare și acordarea primului ajutor necesar în termeni foarte reduși. Și sistemul, acest sistem vestimentar integrat cu senzori permite acest lucru în secțiile de terapie intensivă. Această elaborare prezintă o soluție a problemei asigurării gradului de identificare a parametrilor vitale ai copilului și acordarea ajutorului. Și acest sistem corespunde caracteristicilor morfometrice și este destinat acestor micuți și are drept scop stabilirea gradului de dezvoltare și de sănătate, monitorizarea acestor parametri. Sistemul de produse, după ce va fi definitivat și testat, poate fi utilizat în departamentele de neonatologie, pediatrie ale instituțiilor medicale, permit creșterea confortului termic și a șanselor de supraviețuire a micuților și acești copii necesită îngrijire medicală cu mult mai mult decât nou-născuții în termen. Și de aceea aceste studii arată necesitatea instituirii acestui sistem integrat în cazul micilor născuți prematur cu respectarea standardelor actuale de îngrijire perinatală în vederea reducerii morbidității și mortalității neonatale. Nivelul de finanțare a proiectului. Volumul total de finanțare al proiectului este de 896,1 mii lei, dintre care din bugetul de stat 391,2 mii lei. Mijloacele de proprii sau cofinanțare din partea Elirii SA este de 504,9 mii lei. Fondul de salariu pentru anul 2020 este de 109,5 mii lei. Procurări și mentenanță. Deci, planificate 83,3 mii lei, de fapt, cheltuite 132,1 mii lei. Deci, și cheltuieli pentru delegații s-au planificat 24,5 mii, iar s-au cheltuit 15,1 mii lei din cauza situației pandemice. În rest, nu s-a planificat și nu s-au cheltuit nimic din proiect. Infrastructura, deci utilizată în cadrul proiectului. În cadrul proiectului s-au procurat aceste echipamente, sistem de testare inductanțelor a parametrilor electrici termice, este un utilaj de control al senzorilor și calibratorul de temperatură utilizat la determinarea igorilor senzorilor de temperatură, dar și alt senzori și consumabile necesare pentru proiect. S-a utilizat infrastructura existentă, laboratorul performal din cadrul companiei și infrastructura TIC modernă. Deci potențialul științific și pregătirea cadrelor științifice. Deci numărul total de angajați în proiect sunt 7 persoane, inclusiv 3 femei și 4 bărbați, numărul de cercetători 6, inclusiv 2 femei și 4 bărbați și tineri cercetători 3, care sunt bărbați, băieți tineri și un doctorand. Deci în toamna 2019 s-a pregătit o propunere de proiect la programul de stat 2020-2024 cu tema produse vestimentare inteligente, dar acesta nu a fost, propunerea nu a fost depusă. În rest, nu s-au pregătit pentru că suntem doar la început de realizări de cercetare. Deci, doctoranda este foarte activă în cadrul proiectului, deci a participat la un șir, anume cu tematica proiectului, la un șir de evenimente internaționale. Deci, rezultate cuantificabile. Total, publicații la tematica proiectului au fost 8. În materialele conferințelor, dinamica publicațiilor comparativ cu anul 2018. Deci, în 2018 am avut 2 publicații, în 2019 2, în 2020, 6.
și au mai fost pregătite încă două lucrări științifice pentru Croația, Dubrovnik, acestea au fost expertizate, dar conferința s-a amânat și așteptăm deci, când se va desfășura. Participări la manifestări științifice internaționale, deci toate au fost online în anul acesta, două în România, trei în Ucraina și una în Rusia, iar în 2019 au fost două manifestări în Republica Moldova, am început de acasă. Deci, ca promovare a proiectului, ca apreciere a rezultatelor la nivel internațional, deci pe parcursul anului 2019 a fost participarea la expoziția InfoInvent, iar deja în 2020 s-a participat la EuroInvent, la Iași, la în Istanbul, deci la un concurs de idei invention vis-a-vis corona, deci cu invention closed sensor system. Deci, la fel la Inventica, la Iași și la Cluj-Napoca, la ProInvent. Deci și la nivel internațional, doamna Danilo, doctoranda, a participat la concursul Senatului UTM și la compartimentul cercetare științifică a tinerilor cadre didactice și a obținut premiul de gradul 2. Aici sunt toate cele certificate. Concluziile la fel nu am să le dau citire pentru că sunt în raportul final. Vreau să mă opresc la recomandări. Deci, sigur că se recomandă testarea îmbrăcămintii smart cu senzori integrați în condiții clinice la spitalul clinic municipal maternitatea numărul 1 Gheorghe Palade, după cum s-a prevăzut în proiectul inițial, după ce va trece, să sperăm, pandemia COVID și vom obține permisiunea de a realiza aceste testări clinice. La fel, după aceste testări, urmează să fie definitivat softul elaborat în urmă. Deci, după testări, se recomandă diseminarea rezultatelor obținute în proiect la diverse manifestări științifice naționale și internaționale, continuarea cercetărilor în acest domeniu al vestimentației inteligente pentru copii născuți prematur, dar și pentru alte grupuri ținte de copii cu necesități speciale. Și transferul tehnologic al rezultatelor obținute asupra altor categorii de pacienți care necesită îmbrăcăminte inteligentă pentru monitorizarea stării de sănătate. Și propuneri de perspectivă. Deci, în acest proiect au participat două companii partenere, Illyria SA și Davitex Neo, care intenționează să aplice la apeluri din cadrul programului de finanțare de Orizont 2020. În acest scop deja se colaborează cu instituții din România și din Germania pentru un eventual proiect comun în domeniul acesta. Oportunitățile de continuare a cercetării rezultă din direcția strategică de cercetare privind securitatea produselor de îmbrăcăminte pentru copii. În acest context, dezvoltarea unor proiecte în colaborare cu alte instituții și organizații este o prioritate pentru punerea accentului pe calitate, inovație, noutate, originalitate a produselor inteligente confecționate. Vă mulțumesc pentru atenție. Și eu vă mulțumesc frumos, doamna doctor Stella Balan, pentru lucrarea și raportul pe care l-ați prezentat. Într-adevăr, aveți o doctorandă foarte activă. Exact. Da, la mai multe compartimente, reușește să vină și la conferințe care sunt realizate și în cadrul Academiei de Științe a Moldovei. Da, deci, da. Personal pe Victoria Danilă. Deci este într-adevăr o doctorandă foarte prodigioasă în cadrul proiectului dumneavoastră și o să aveți doar de câștigat dacă într-adevăr o să susțineți această teză de doctorat pe care deja ar trebui să fie și susținerea ei. Deci mulțumesc frumos, am să rog colegii mei care sunt în ședință acum, dacă sunt întrebări față de raportor, dacă are cineva de completat, de întrebat. Doamna Kondratikova, dacă îmi permiteți mie o întrebare. Da, doamna Balan,
Aș vrea să înțeleg în ce constă originalitatea produsului dumneavoastră elaborat în cadrul proiectului, fiindcă lumea în principiu este plină de astfel de realizări, hăinuțe, centuri, încălțăminte destinate copiilor născuți prematur. Aveți dreptate, se dezvoltă acest domeniu foarte rapid, dar originalitatea se constituie în faptul că este elaborat un sistem integrat de vestimentație plus acest sistem de senzori care este integrat în îmbrăcăminte. Deci în Republica Moldova nu se produc, deci România la fel nu este nici în Ucraina, deci ei sunt foarte interesați de asemenea produse, de aceea și vreau să vă zic că la nivel internațional produse anume de monitorizare a stării a parametrilor vitali sunt foarte, foarte puțini, ele sunt la nivel de cercetare, la nivel incipient. Deci mi-e greu să judec ce se produce și ce e la nivel de cercetare, ce văd eu dând o rapidă căutare în internet, că astfel de produse cu sensori integrați în textile destinate copiilor născuți prematuri sunt, se monitorizează mai mulți parametri pe o platformă integrată, de asta și mi-a apărut întrebarea referitor la originalitate. Deci, înțeleg corect că ați folosit elaborările existente pentru a crea un produs care va fi Republica Moldova. Problema e aceea că acele produse nu sunt pe piață. Deci nu găsiți pe piața Republicii Moldova, României, Ucrainei asemenea produse. Deci poate sunt în America, dar America este foarte departe, iar problemele părinților și a medicilor sunt de zi de zi în aceste spitale. De aceea este important. Deci nu avem asemenea elaborări și iată aceste două companii au încercat să-și unească eforturile pentru a produce, scopul lor era de a produce asemenea sisteme integrate vestimentare. Și v-am zis că avem un proiect și permisiunea medicului șef de la spitalul numărul 1, care a zis că da, avem nevoie și s-a discutat și cu șefa secției de neonatologie, scuze. Deci și au zis că avem nevoie, pentru că inițial, doamna Danilă chiar mergea și fără plată împrăștia, deci dona la mămici aceste produse care nu erau cu sistem integrat, dar pentru a ajuta părinții în situația complicată în care s-au aflat acești oameni. Mulțumesc, eu am înțeles, mulțumesc. Da. Am și eu o întrebare față de doamna Stella Balan. Spuneți-vă, rog frumos, aveți permisiunea medicului? Da, am înțeles că o să testați. Deci, să înțelegi, la etapa aceasta nu ați testat acest produs pe nimeni, deci nici chiar la mămicile care le-ați oferit, n-ați făcut un sondaj sociologic după aceasta, care este efectul, de exemplu, la aceste produse. A doua întrebare ține de costurile lor, poate reia fi în cazul dat, dacă le produceți aici în Moldova, n-ar fi ele, într-adevăr, cu sine costul lor ar fi destul de ridicat și ar fi mai ieftin să le aducă din Polonia sau de unde ele se produc acum mai mult, adică unde este pe piață. Și a treia întrebare ține dacă aveți în echipă un medic pediatru care v-a consultat, deci când într-adevăr sunt copii născuți prematuri care sunt până la 2 kg și jumate, dacă am așa se consideră. Da, da, chiar și mai puțin, de la 1 kg și 300. Am văzut și de 900 de grame pe care eu spun. Da. Deci sunt o problemă mare la noi cu copiii născuți prematur. Deci dacă ați avut această întrebare, era dacă aveți un pediatru care a consultat sau pe post de consultant a fost în echipă, fiindcă ceea ce facem noi din punct de vedere tehnologic este una, dar practica pediatrilor care zi de zi se întâlnesc este cu totul alta. Deci s-a discutat cu
pediatru de la spitalul numărul 1. E o echipă, până nu l-am văzut, el trebuia să fie inclus la etapa testărilor clinici. Deci este o înțelegere cu medicul neonatolog de la acest spital. La moment, dacă nu au avut loc aceste testări, deci în echipă inițial era prevăzut, vă zic. A doua întrebare, care a fost, scuze? De prețul, de ce ne costă acestor lucrări? Eu nu am văzut prețurile, sine costă, pentru că nu... Bună ziua! Eu încerc scuze. Marcel Varlan, sunt directorul deci, companiei Lire. Dacă îmi permiți, o să intervin eu puțin la... Da, vă rog chiar. Da, domnul Varlan, vă rog frumos, da, vă ascult, da. Uitați-vă, noi când am conceput sistemul împreună cu echipa, s-a ajuns la concluzia că producerea, integrarea acestor senzori cu articolul vestimental va fi una foarte competitivă, pentru că importurile a niște produse care, sincer, în primul rând nici nu prea există și într-al doilea rând care sunt făcute de niște companii gigant internaționale, ele au costuri foarte ridicate. Costurile care le estimăm noi să le avem pentru un astfel de produs ar fi unele accesibile, mai ales în cazul în care vorbim de copii născuți prematur și viața unui copil, știți că este una scumpă. Și astfel, noi credem că este foarte competitiv, este accesibil și va avea potențial economic. Da? Mersi. Vă mulțumim pentru intervenția domnului Varlan. Dacă sunt între... Da, domnule Ieschevici, vă ascultăm. Da, eu așa o mai mult recomandare sau ceea ce am observat. Deci, consider că tematica este actuală și are un potențial foarte mare. Deci, cunoscând pe scurt, da, despre Spitalul Internațional Park și ceea ce oferă ei, deci oferă servicii calitative, desigur că nu oferă tehnologia care se propune aici, deci ei utilizează echipamente performante pentru monitorizarea copiilor născuți prematur și se străduie să facă tot posibilul prin metodele cunoscute și care ei le utilizează. Deci se străduie să facă tot posibilul pentru ca copiii prematuri să revină și să bucure părinții mai departe. Cum a menționat doamna Stella Balan referitor la colaborarea cu spitalul numărul 1 cu alte spitale din Republica Moldova, este desigur important, fiindcă majoritatea pacienților, să zicem, că trec prin aceste spitale, da? Și mai puțin prin MedPark, dar să nu excludeți și colaborarea cu MedPark, poate o să aveți careva tangență de colaborare. Asta e. Da, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc foarte mult, domnule Ieschevici. Dacă sunt intervenții, dacă dorește cineva să mai ia cuvântul cu privire la acest subiect, dacă nu, atunci îi ofer cuvântul domnului doctor habilitat, domnul Ursache. De data aceasta nu am greșit secția. Nu, corect, corect. Vedeți corect, da? Tehnologie, senzor, da. Da. Deci, expertul apreciază că atingerea scopurilor și obiectivelor ca bună, adică cu 4 puncte. În general, consideră că scopul și obiectivul au fost atinse, dar cu excepția testării în condiții clinice a rezultatelor în cadrul întreprinderii municipale Gheorghe Paladi, ceea ce era planificat. Dar am văzut în ultimul slide care a fost prezentat de către doamna Stella Balan că acest deziderat este în continuare în perspectivă, deci acest obiectiv va fi implementat ulterior. Funcționalitatea este apreciată ca foarte bună, deci sistemul este funcțional, a fost testat în condiții de laborator, dar pe un manichen interactiv. A fost de asemenea testat și pe un copil mic, dar nu născut prematur, dar născut în termen corespunzător. Infrastructura de disponibilă este apreciată ca foarte bună, deci proiectul a fost realizat în cadrul întreprinderii Elisa, care este echipată
cu utilajul necesar care este la dispoziție. Diseminarea rezultatelor este foarte bună. Am văzut că au fost prezentate lucrările la 5 conferințe, la 5 expoziții și salone internaționale. A fost participări la 5 conferințe, dar din raport am văzut că prezentări au fost mai multe, deci conferințe 5, dar prezentări au fost 8. Colaborarea între organizații Victor este considerată ca foarte bună. Organizația Iliri S.A. și organizația partener Davitex Neo SRL au organizat întruniri la diferite evenimente de informare și expoziții și târguri. Comercializarea este apreciată mai puțin generos de către expert cu 3 puncte, adică este la limită. Și aici cu certitudine, doamna mea corespondent Cojocaru are dreptate că astfel de producție sau ceva similar, certitudine există pe piața internațională. E bine, doamna Stella Balan a punctat că el nu există pe piața din Republica Moldova. Asta e bine, fiindcă înseamnă că există un potențial larg de desfacere, dar totuși, după cum vede și expertul, proiectul este departe de a penetra piața, chiar și piața locală. Proiectul a fost prevăzut aspectul de testare în condiții clinice a rezultatelor la Gheorghe Palade, dar din cauza situației pandemice nu a fost atinsă. Din acest motiv, utilizarea produsului de stimentare integrat cu sistem de senzori este imposibilă din motivul că acesta nu a trecut testare în condiții reale de spital pe un șampion anumit de utilizator. Deci, după cum am spus, este departe de penetrarea pieței. Deci, în general, în concluzii, punctajul total este 25,8 puncte, deci expertul propune ca avizul să fie, ca proiect, raportul să fie avizat cu calificativul bine. Doamna Kondratikova? Mulțumim frumos, domnul profesor. Cred că dăm cuvântul domnului Ghenadi Sârbu. Poftim, dați știrea vizelor economice. Da, imediat. Primul expert vine cu următoarele. Ideea proiectului de inovare și transfer tehnologic propusă de către compania Iliri este una importantă pentru majorarea nivelului de servire medicală a copilor născuți prematur. Totodată, proiectul este de o semnificație sporită pentru a elabora în perspectivă și alte articole de haine inteligente. Dificultatea principală în realizarea proiectului a constituit o stare de urgență a sănătății publice declarată pe întreg teritoriul țării, ceea ce a dus la imposibilitatea efectuării testărilor în condiții reale de spital a îmbrăcămintei cu sistem electronic integrat, precum și utilizarea rezultatelor obținute în instituțiile medicale din țară. Expertul acordă 25,8 puncte acestui proiect. Cel de-al doilea expert vine cu următoarele. Expertiza a fost executată prin prisma faptului că toți executorii și proiectul a priori sunt considerați eligibili și există totodată documente ce confirmă acest fapt, respectiv s-a analizat corespunderea acțiunilor planificate cu rezultatele obținute. Din cauza situației create de pandemie, echipa a fost nevoită să remodeleze activitatea planificată și unele obiective nu au fost realizate integru. Totuși, tot în acest context, consider că proiectul are un subiect foarte actual și pe plan internațional, dar și în special pe plan intern. Rezultatele și produsele obținute conțin valoare teoretică și aplicativă, iar participarea echipei la diverse manifestări a condus la sporirea gradului de executare a proiectului de transfer tehnologic. Punctajul acordat 29,01 puncte. Vă mulțumesc frumos! Doamna Kondratikova? Eu sunt. Da, mulțumesc frumos. Deci ați primit, doamna doctor Stella Balan, avizele experților și din punct de vedere științific, dar și din punct de vedere economic. Vă rog frumos să luați în calcul aceste observații, dar și să includem acesta în protocol, în raportul nostru, pentru a fi de folos pentru următoarele directori de proiecte. Acum, la solicitarea colegilor care facem această ședință, avem o rugăminte la dumneavoastră să conectați camerele toți care sunteți pentru
3-5 secunde pentru ca domnul doctor Tudor Braniște să realizeze uite, noi suntem mulți, nu suntem numai. Deci să realizăm o fotografie, o poză de grup pentru a avea și pentru site, dar și pentru raportul nostru. Vă rugăm frumos să ne conectați pentru câteva secunde pentru ca domnul Tudor Braniște să realizeze această poză de grup. Este bine, domnul Braniște? O să ne deați de știre când sunt... Vă mulțumesc frumos! Este. Vă mulțumim frumos și eu la toți! Deci aceasta a fost și poza de grup, fie și online. Deci o să mai experimentăm și aceasta. Deci doamna dr. Stella Balan a prezentat raportul pentru care îl mulțumesc și inclusiv și avizele care au fost realizate. Avem două rapoarte care ne-au rămas. O rugăm pe domnul Calancea Călin, dacă este conectat, să prezinte raportul pe care l-a realizat, este domnul Călin Calancea, și ne rămâne un singur proiect la sfârșit, domnul Alexandru Dicusar. Deci, domnul Calancea, vă rog frumos să vă încadrați maximum în timpul care este preconizat pentru aceste discuții. Vă mulțumim frumos! Da, vă mulțumesc și eu. Bună ziua, mă numesc Călin Calancea. Acum și o să fac o partajare. Proiectul la care am lucrat, la care sunt director de proiect, se numește Mesagerie pentru afaceri prin RCS și reieșind din denumire, putem să spunem, să dau mai multe explicații, deci ce înseamnă aceasta. RCS, în limba engleză, Rich Communication Service, este o tehnologie nouă care a fost aprobată de către Asociația Operatorilor Mobili GSMA și se referă la următoarea generație a mesajelor SMS. Deci dacă până acum mesajele SMS au o lungime de 162 de caractere și sunt doar textuale, atunci prin această nouă tehnologie RCS se tinde ca mesajele să fie mai interactive, să aibă posibilitatea de a transmite nu doar mesaj textual, dar și imagini. Și, prin urmare, compania DAS Solution, care o reprezint, a încercat să creeze o platformă pentru mesagerie care să fie utilizată de către business, adică de către întreprinderile care au clienți și care vor să comunice cu clienți printr-un mod interactiv. Deci, acest Business Messaging este o platformă de telecomunicații care, după cum am spus, vine să înlocuiască SMS-ul și să îmbunătățească modul de comunicare a mediului de afaceri. Am să arăt și un video cum arată mesageria prin RCS. Deci este vorba că pot fi expediate mesaje cu denumire, adică compania poate să-și pună denumirea, la fel și logo-ul. Mesajele pot să conțină imagini și să vină cu diferite răspunsuri. Deci este ceva similar cu aplicațiile care au fost dezvoltate de către multe companii, precum WhatsApp, Viber sau Messaging. Diferența este că acest protocol RCS va fi folosit nemijlocit în rețeaua operatorului. Adică abonații mobili nu mai au nevoie să copie la ei pe telefon careva aplicații pentru a utiliza această mesagerie, dar fiecare abonat mobil deja poate să utilizeze respectiv această mesagerie RCS. Un scurt istoric de unde a apărut această idee, deci însăși protocolul RCS a fost descris începând cu anul 2007, și a fost început a fi dezvoltat, a fi reglementat de către Asociația GSMA începând cu anul 2008, însă din cauza că mulți operatori mobili, de fapt practic toți, nu erau interesați în a dezvolta acest protocol pentru că necesitau investiții mari în infrastructură, pe de o parte. Pe de altă parte, producătorii de terminale mobile
La fel, nu aveau actualizat acest protocol în aceste telefoane și erau reticenți față de această tehnologie. Și astfel nu s-a dezvoltat pe parcursul aproape la 10 ani. Iar în 2018, Google a preluat inițiativa, a mers la operatorii majori din întreaga lume cu această idee, a mers și la producătorii de terminale mobile și astfel RCS a început să fie implementat și la nivel global. La moment, deja sunt 90 de operatori mobili din lume care deja au lansat serviciile prin RCS. Sunt 14 companii care prestează platforme, adică care le-au elaborat. Și aici aș vrea să menționez că noi tindem să devenim o companie din aceste mondiale care creează astfel de platforme. Deci, după cum am menționat, este vorba de Google, Infobip, Global Message Service, ZTE, sunt companii gigante. Dar eu cred că noi o să reușim cu forțele noastre proprii și noi să lansăm o platformă bună care să acopere aceste necesități. De ideea care a apărut în compania DAS Solutions a fost de a utiliza platformele deja existente. Deci, la momentul inițierii proiectului, noi deja aveam dezvoltat o platformă de expediere a mesajelor, adică de management a mesajelor SMS și totodată începusem a dezvolta o platformă Enterprise. Deci, aceasta este o platformă care permite prin interfața web companiilor să creeze campanii de mesaje și să expedieze către contactele sale, către clienții săi. Și atunci noi am hotărât să combinăm aceste două platforme și să adăugăm în aceste două platforme și protocolul RCS. Prin urmare, beneficiari ai platformei Rich Business Messaging sunt operatorii de telefonie mobilă, sunt prestatorii de servicii care stau uneori între operatorii de telefonie mobilă și prestează conexiuni, interconexiuni în întreaga lume și la fel sunt agregatorii care conectează nemijlocit companiile pentru a agrega traficul de pe aplicații către operatori mobili. Obiectivele care au fost propuse la început a fost ca platforma să expedieze SMS-uri mai mari, cu lungime mare de 160 de caractere, ca să poată să primească și să expedieze mesaje complexe interactive prin protocol RCS, să permită transferul de fișiere audio-video, să inițieze chat-uri 1-la-1, chat în grup, să transmită date de geolocație, să efectueze apeluri vocale prin IP, să partajeze conținutul și să formeze o automatizare a mesajelor prin inteligență artificială. Noi am reușit din obiectivele date să creăm 6. Urmează în continuare să lucrăm la transmiterea datelor prin geolocație, apeluri IP și inteligență artificială. Și ca rezultate, deci pentru furnizorii de servicii, căci aceștia sunt clienții către care noi ne adresăm, ei deja au posibilitatea să gestioneze companiile din această interfață, să adauge destinații, să gestioneze, după cum am spus, denumirile care o să fie primite de către abonații mobili, denumirile companiilor, să creeze configurări, mentenanță. Pentru companii, interfața permite să gestioneze contactele, să creeze grupuri pentru a transmite campanii. Însăși companiile care sunt expediate pot fi vizualizate. Compania poate să-și creeze un profil, să gestioneze posibilitățile de achitare online. Raportarea este foarte importantă pentru a ști câte mesaje au fost livrate cu succes, câte au fost fără succes și a vedea și costurile. Mai multe șabloane pot fi, invoice-urile pot fi văzute, prețurile, deci nu o să mă opresc mai detaliat aici. În cadrul proiectului a avut loc colaborarea cu reprezentanții Universității Tehnice din Moldova. Ca obiective era, trebuia să fie făcute studierea sistemelor RCS existente, a tehnologiilor care sunt utilizate în lume,
trebuiau să fie analizate tehnologii de comunicație a sistemelor IT de ultimă generație, ultimele librării care sunt utilizate, o analiză perspectivelor și a tendințelor de dezvoltare și a posibilităților de implementare la sistemele de comunicație, atât la nivel local cât și internațional. Aici noi urma să avem o colaborare cu un operator local care la momentul inițierii declara că are deja instalat protocolul DAT-RCS la el în rețea, însă când am încercat să discutăm, ei au zis că nu mai au, că nu dezvoltă și deci, la moment nici nu știm dacă ei mai urmează să implementeze acest protocol. Acesta a fost unul din impedimentele care nu ne-a permis să testăm în regim real expedierea mesajelor. Ca rezultat de colaborare cu TME-ul a fost îmbunătățit caietul de sarcini cu referințe tehnice, a fost elaborată o analiză funcțională a platformelor competitive, a companiilor Nexmos, Inch, InfoBip. La fel s-au prezentat mai multe exemple de utilizare a inteligenței artificiale și machine learning, împreună cu posibilitatea de a integra mesageria RCS. A fost implicat și un student pentru o perioadă de câteva luni care a încercat să creeze chat-uri pe bază de inteligență artificială. La rezultatul dat încă urmează să mai lucrăm, dar deja în etapa următoare. Rezultate economice, pe parcursul anului 2020 au fost abordați mai mulți clienți, au fost încheiate două contracte. Vânzările nu au fost prea mari, deci aproximativ 270.000 de lei, deoarece mai mult am pus accentul pe dezvoltare. În urma inovației, efectul economic a fost aproximativ 16.000 de lei. S-a reușit crearea 3 locuri de muncă, deoarece persoanele implicate în proiect au fost înlocuite cu alte persoane pe proiectele care erau anterior dezvoltării proiectului dat. Iar deja pentru anul 2021 preconizăm că o să avem un rezultat economic mai bun, deci aproximativ 2,6 milioane de lei. Deci acum avem în derulare 3 contracte în care urmează să le încheiem până la sfârșitul lunii și sperăm că echipa de comercială o să ne aducă mai multe contracte pe parcursul anului. Investițiile care au fost făcute pe anul, în anii 2019-2020 le-am clasificat ca investiții din bugetul de stat și cu finanțare. Pentru servicii cercetări științifice au fost din bugetul de stat alocate 104.000 lei, din resursele proprii 737.000 lei. Preponderent aceasta s-a dus pentru achitarea salariilor la membrii echipei. Au fost procurate utilaje și mașini din bugetul de stat în sumă totală 333.000. La fel s-au procurat și materiale publicitare, aici este vorba și de un studiu public care a fost elaborat de către o companie internațională. Au fost procurate alte materiale și costul total al proiectului este de 1.355.000 de lei, dintre care 304.000 sunt alocările din bugetul de stat. Deci din bugetul de stat au fost preconizate 18.35.000 pentru deplasări de serviciu, dar din cauza că anul 2020 a fost anul pandemic, au fost anulate aceste deplasări și respectiv au fost redistribuite acest bani. Echipa este alcătuită din 6 persoane din cadrul companiei, dintre care este o doamnă, doamna Alexandra, 2 cercetători științifici din partea Academiei UTM. O persoană a plecat deoarece trebuia să meargă la masterat la studii deci un tânăr în altă țară și a fost înlocuit cu altă persoană. Infrastructura, după cum am spus, din cele 186.000 au fost procurate un server care era necesar pentru a dezvolta platforma pe acest server. Au fost procurate pentru membrii echipei 3 laptopuri, 3 calculatoare, monitoare, 2 telefoane smartphone pentru a efectua testările, softul și alte accesorii. Totodată s-au utilizat și resurse gratuite cu care lucrează developerii noștri. Este vorba de sistem operațional Linux, RSCOM,
careva librării, Grafana, bază de date Cassandra. La fel, pe parcursul proiectului s-au închiriat și câteva mașini virtuale într-un data centru pentru a putea testa expedierea mesajelor de pe un sistem pe altul. Rezultatele au fost diseminate atât prin cadrul paginii web, deci în cadrul companiei DAS Solutions noi am creat un brand care se numește DAS Telco. Acest brand își are propria pagină web și chiar pe pagina web se vede ideea și strategia noastră, deci noi vrem să ne mișcăm de la o platformă care prestează doar SMS către o platformă cu mai multe canale, unul dintre care este canalul RCS. Urmează să integrăm și social media, după cum am spus, Viber, WhatsApp, chiar săptămâna viitoare cred că o să avem o comunicare cu compania Viber. Pe viitor vom implementa și inteligența artificială pentru chatbot, WebRTC, SipTrunk. La fel, în perioada dată, mai mult s-a acționat prin mediul online, au fost mai multe campanii publicitare în rețelele de socializare, LinkedIn, Facebook, Google AdWords. Am participat în cadrul unei analize a platformelor SMS și platformelor RCS, în cadrul... Deci o companie a efectuat ghidul dat și am fost denumiți ca cea mai bună platformă, best value for money, adică cea mai bună valoare pentru banii investiți. Totodată am participat la un forum online Capacity Europe, unde am ținut un discurs în privința necesității și viitorului dezvoltării platformelor, de la SMS către platforme cu canale multiple. Am fost înregistrați în cadrul forumului internațional Mobile Ecosystem Forum, la care suntem activi și care ne ajută foarte mult cu informația la ce se petrece în privința la dezvoltarea RCS la nivel mondial. La fel am participat cu brandul DAS Telco în cadrul unui eveniment de startup, deci scopul fiind ca să atragem investitori care să investească în brandul DAS Telco și să devenim o companie de nivel mondial. Și o parte din bani a fost cheltuiți și pentru confecționarea și imprimarea materialului promoționale, dar cu păreri de rău nu am reușit să le utilizăm, pentru că nu am participat fizic la astfel de evenimente, deci urmează să fie folosit pe viitor. Cam acestea au fost prezentarea. Mulțumim frumos, domnule Călin Calancea, pentru această prezentare desfășurată la un subiect care este arzător și este necesar pentru noi toți. Vă rugăm foarte mult, colegii care sunt conectați, dacă are cineva întrebări, propuneri, concretizări față de raportor. Dacă se poate o întrebare. Da, sigur, da. Ați menționat, domnul Calancea, că ați folosit elemente de inteligență artificială. Ce anume, care elemente le-ați folosit și pentru ce anume? Da, deci elementele de inteligență artificială au fost folosite de către studentul de la UTM, care în baza mesajului care intră în platformă, deci sunt anumite cuvinte cheie, care sunt recepționate de către platformă și în baza lor urmează alte acțiuni să fie efectuate. De exemplu, cel mai simplu ar fi când un abonat primește un mesaj și acolo scrie că el vrea să dezaboneze, el trimite, spre exemplu, cuvântul stop. Atunci mesajul cu cuvântul stop vine pe platformă, platforma, analizând acest cuvânt, îl scoate din lista de expeditori și, prin urmare, pe viitor el nu o să primească acest mesaj. Deci, asta e cel mai simplu, prin utilizarea cuvintelor cheie. Am înțeles, eu așteptam să aud ceva gen rețele neurale. Mulțumesc! Posibil pe viitor să ajungem și la așa ceva. Mulțumesc! O să aveți posibilitatea să depuneți un proiect și la acest capitol, fiindcă, într-adevăr, când ați spus de inteligență artificială, ne-am așteptat la ceva mult mai mult de ceea ce ați spus dumneavoastră, doar la cuvinte cheie. Vă rog frumos, colegii, dacă mai sunt întrebări față de raportor,
Dacă nu sunt doritori de a discuta și de a continua aceste discuții cu privire la proiectul, rog pe domnul doctor habilitat Vecislav Ursache pentru a ne da citire și ne-a informat cu privire la vizele experților de partea științifică, dar și inovare și transfer tehnologic a acestui proiect. Da, experții consideră că scopurile și obiectivele au fost atinse parțial, este apreciat cu 4 puncte, implementarea funcționalităților conform caietului de sarcini și planului prestabilit a fost îndeplinită, expertul consideră undeva la 80%. Unele elemente nu au fost finisate din cauza incertitudinii în abordarea standardelor în dezvoltarea RCS și aplicarea diferită a conceptelor tehnologice în rețelele operatorilor mobili. Dar, pe general, deci, au fost atinși obiectivele. Funcționalitatea este apreciată ca una foarte bună, deci platforma este funcțională, este posibilă gestionarea contactelor, crearea campaniilor de mesaje scurte și mesaje complexe. Infrastructura disponibilă este una foarte bună, deci am văzut că utilajele și tehnologiile sunt foarte largi. Infrastructura creată și resursele disponibile permit dezvoltarea în continuare a proiectului cu elemente inovaționale care urmează a fi finisate în următoarele faze. Diseminarea de asemenea este una foarte bună, deci diseminarea s-a dat prin mai multe metode, în primul rând părirea materialelor de suport pe hârtie sub formă de broșuri, confecționarea și imprimarea unui panou promoțional, companii publicitare pe rețelele de socializare, LinkedIn și Facebook. Am văzut și din raport că au fost participări la 4 evenimente de promovare a proiectului. Colaborarea între organizații este apreciată tot ca foarte bună. În cadrul proiectului s-a colaborat cu Universitatea Tehnică din Moldova și în general este binevenită implicarea studenților de la Universitatea Tehnică în cercetarea RCS și în perspectiva integrării acestor tehnologii în platformă. Comercializarea este apreciată ca una bună, cu 4 puncte, deci am văzut că deci vânzările nu sunt foarte impunătoare, dar oricum, pe parcursul anului 20 s-au stabilit relații de comunicare și negocieri cu 18 potențial clienți, dintre care cu 2 au fost încheiate contracte de prestare a serviciilor. Această activitate, sigur că este în continuare și, după cum am văzut din raport, pentru anul 2021 este preconizată negocierea și semnarea cu cel puțin 12 contracte de prestare a serviciilor și cel puțin 3 contracte de vânzare a platformei. Deci, în final, deci, expertul a apreciat raportul cu 27 de puncte, este undeva la limită dintre calificativul bine și foarte bine, dar oricum expertul propune ca raportul să fie acceptat cu calificativul foarte bine. Am înțeles, mulțumesc frumos. Domnul doctor habilitat Ursache pentru aceste avize. Dumneavoastră, domnul Calancea, țineți cont de obiecțiile care au fost expuse. Doctor Ghinade Sârbu, vă rog frumos, care este opinia experților din punct de vedere economic cu privire la desfășurarea acestui proiect? Da, da, imediat. Primul expert face următoarele concluzii, că rezultatul realizării proiectului compania DAS Solution oferă o platformă acest business messaging, care permite furnizorilor de servicii să ofere un spectru larg de comunicații unificate. Această platformă permite comunicarea și colaborări prin mai multe canale cu scopul de a genera noi fluxuri de venituri, a îmbunătăți experiența clienților și a crește productivitatea angajaților. Acțiunile realizate în proiect au creat 3 locuri de muncă noi, dar totodată situația pandemică a generat anumite dificultăți în activitatea echipei de lucru care au redus rezultatele planificate. Expertul dat apreciază proiectul cu 25,5 puncte. Cel de-al doilea expert concluzionează următoarele. Expertiza a fost executată prin prisma faptul că toți executorii și proiectul a priori sunt considerați legibili și există toate documentele ce confirmă acest fapt, respectiv s-a analizat corespunderea acțiunilor planificate cu rezultatele obținute. Din cauza situației pandemice, echipa a fost nevoită să remodeleze acțiunile planificate și unele obiective nu au fost realizate integru. Totuși, tot în acest context, consider că proiectul are un subiect foarte actual și pe plan internațional, dar și intern. Rezultatele
și produsele obținute conțin valoare teoretică și aplicativă, iar participarea echipei la diverse manifestări a condus la sporirea gradului de adoptare a proiectului și transferului tehnologic. Acest expert apreciază proiectul cu 28,98 puncte. Da. Vă mulțumesc frumos, domn Sârbu, pentru avizele economice asupra proiectului. Dacă nu sunt întrebări, noi ne-a rămas un singur ultim proiect care este a membrului corespondent al Academiei de Știință, domnul Alexandru de Cusar, care deja este și pregătit pentru a prezenta proiectul său. Nu înainte de a vă spune următoarele, că astăzi audiem rapoartele, după cum am spus, iar luni la ora 14:00, domnul Ghinadi Sârbu va reveni cu un mesaj în aceste zile pentru toți membrii care sunt în comisia de evaluare a acestor rapoarte, pentru a discuta și a finaliza deja avizele care vor fi prezentate de către comisia cu privire la audierea publică a rapoartelor din cadrul proiectului de transfer tehnologic. Acum, acestea fiind spuse, eu ofer cuvântul domnului membru corespondent, doctor habilitat, profesor Alexandru Dicusar, pentru a prezenta raportul. Господин Тикусар, мы вас приветствуем. Я знаю, что вы заждались, но мы ждем вашу презентацию. Домнул Тикусар, инклюдис микрофону. Микрофону инклюдис. Включите, пожалуйста, микрофон, мы вас не слышим. Домнул Тикусар, не аузить. Poate să-l telefonăm, domnul doctor Habilitat, ce ziceți? Încercăm. Haideți să încercăm să-l telefonăm. Trebuie să audă de pe platformă, nu? Păi nu se aude nimic, adică. Oricând a fost conectat microfonul domniei sale, dar la moment nu-l auzim. Domnul Dicusar, includeți microfonul. Și eu, i-am включил. Мы вас слышим. Все, вы, о, окей. Уважаемые коллеги, прошу прощения за некоторые неудобства в связи с презентацией. Тема доклада, отчета по проекту представлена на этом слайде. Это создание универсального генератора импульсов для станков электроэрозионной обработки. Эта работа есть следствие научно-технического кластера ЭЛКИМ Молдова, в основе которого лежит предприятие ТАПАС и Институт прикладной физики, и не только институт, но ряд учебных заведений, университетов Молдовы, которая направлена на развитие инновационных технологий. И, естественно, здесь представлен АНЧД, это агентство, которое частично финансировало это исследование. Значит, здесь представлены участники этого проекта. В основном, конечно, это завод ТАПАС, и финансирование этого проекта бюджетное, оно составляло примерно треть общего финансирования решения этой задачи. Далее я хочу сказать, что несколько слов о том, что такое электроэрозионная обработка. Электроэрозионная обработка – это физико-химический или метод обработки материалов, авторами которого являются супруги Лазаренко, в которые в свое время получили, это середина 20 века, государственную премию за этот революционный способ. Этот революционный способ сейчас прошел по всему миру. Борис Романович Лазаренко был
основателем нашего института и первым директором его. И совершенно естественно, что развитие этого метода в различных его вариантах происходило и в Республике Молдова. И вот сейчас имеется одно промышленное предприятие, в частности, завод «Топаз», который не просто использует эти методы, а причем различные, я буду о них говорить, не только используют эти методы, но создает оборудование, создает технологии, которые распространяет по, ну, если говорить о том, где сейчас распространяется продукция завода «Топаз», то это, конечно, авиапредприятие России прежде всего. И завод «Топаз» сейчас в свое время входил в холдинг «Салют». Это авиационный холдинг. Сейчас он входит в авиадвигатель-строительную компанию, причем на правах юридического лица, то есть самостоятельного юридического лица. И причиной этого является то, что это промышленное предприятие входит вот в этот кластер, то есть он связан с наукой, непосредственно связан с наукой. Что касается непосредственно электроэрозионной обработки, то существуют разные ее виды. Здесь представлены два вида для электроэрозионной обработки, для которых используется возможно использование, невозможно, уже используется разработанный генератор импульсов. Это электроэрозионное формообразование, схема представлена справа, когда с помощью электрода инструмента формируется, обрабатывается поверхность детали, и так называемое электроискровая обработка проволоки. Это вырезка соответствующая с тем, чтобы получать прецизионные детали. Есть еще третий метод, это так называемое электроэрозионное лидирование, но в данном случае этот генератор работает, в принципе, работает на два метода электроэрозионной обработки. Тут немножко надо сказать о природе обработки, природе удаления материала в результате. Это локальное плавление, в результате локальное плавление обрабатывает детали, в результате электроискровых разрядов. Вот задачи проекта. Ну, основные задачи стояли в следующем. То есть это, конечно, формирование универсального источника питания, и прежде всего разработка адаптивной системы управления электроэрозионным процессом. То есть фактически это адаптивная система управления импульсами, потому что в классической электроэрозионной обработке, которая осуществляется за счет разрядов в диэлектрической среде, происходит самопроизвольное образование этих импульсов и возможности управления этими импульсами, а следовательно управлением обработки, естественно, ограничено. Второе – это применение так называемого технологического селектора. То есть он разработан в рамках этой программы, то есть в зависимости от обрабатываемого материала, в зависимости от природы электрода инструмента, разрабатывается соответствующий, осуществляется выбор схемы обработки с тем, чтобы осуществлять эффективную обработку. Далее, это управление формой импульсов. Далее будет показано, как это осуществлялось.
уменьшение минимальной длительности импульса до 3 микросекунд, повышение производительности по сравнению до 30%. О чем идет речь? Дело в том, что в обычных электрорезонных станках до 30 и более процентов импульсов – это холостые импульсы. То есть такие импульсы, которые не приводят, они заряд затрачивается на это, но не приводят к обработке. Вот уменьшение этих холостых импульсов и увеличение производительности обработки до 30% стояло в задачах этого проекта. Далее, это уменьшение шероховатости до ПРА, до 100 нанометров. Очень важной задачей была это применение системы анти-арк и введение. Что такое анти-арк? Анти-арк ведь происходит износ и обработка при искровом режиме не только обрабатывания детали, но и электрода инструмента. А электрод и вот уменьшение износа электрода, такое управление импульсом, при котором происходит уменьшение износа электромента, достигается за счет вот этой системы. Далее, тут очень важно, что не только, ведь создание этого универсального источника, оно предполагало модификацию самого станка, то есть механической части станка для использования. Ну и разработка этого, то есть возможности поставки, продажи соответствующего генератора в Европейский Союз, то есть фактически маркетинг. Далее. Вот то, что было реально реализовано. Реально реализовано было вот система адаптивного управления, селектор, технологический селектор, дирижение четырьмя формами импульсов. Я дальше буду говорить, какие это. Применение существенно различной, то есть частоты, изменение частоты импульсов от 60-50 Гц до 300 килогерц с минимальной длительностью импульса 3 миллисекунды, повышение производительности обработки до от 54%, управление блокированием поразительных импульсов изменений и доведение их до минимальное, за счет этого уменьшение эрозии электрода инструмента и минимизация. Вот тут одна особенность еще того, что было достигнуто. Дело в том, что в процессе электрорезонной обработки образуется модифицированный поверхностный слой, естественно, поскольку это достаточно высокие локальные температуры. Так вот, это уменьшение этого модифицированного слоя до порядка 5-30 микрон. И, наконец, вот что очень важно, разработка модульной системы. То есть такой системы, которая бы не использование нескольких модулей этого генератора могла бы применяться к станкам с различной мощностью. Дальше. Вот здесь технические характеристики достигнутые. Я не буду на них подробно останавливаться. Вряд ли это они приведены в отчетах, они сделаны. Дальше. И, наконец, конкретное описание выбора технологического режима, то есть технологического селектора. Это включает что? Она включает, во-первых, задается, дальше показан блок-схема этого селектора, задает выбор в начале обрабатываемого материала и выбор соответствующих режимов для этого материала, соответствующие. Далее выбор соответствующего электрода инструмента для этих и соответствующих режимов. Почему? Что такое соответствующие режимы? Потому что, как правило, осуществляется процесс следующим образом. Вначале
грубый режим, в включении которого снимается основная часть материала, а уже качество поверхности соответствующее достигается за счет режима тонкого с меньшей энергией затрачиваемой. Ну, здесь представлена система блокирования паразитных импульсов. Эта система включает, значит, опять же, адаптивную систему анализа импульсов на основе и управления через величину тока импульса и длительности импульса управления соответствующей системой. Ну, в результате этого было получено конечная шероховатость поверхности при обработке 0,2, 0,01 микрона, а значит, при использовании этих импульсов, холостых импульсов, было 0,51 в час. То есть это именно за счет этого резко увеличилась производительность обработки. Далее. Ну, здесь показаны формы импульсов соответствующие. Я не буду подробно на них останавливаться. Ну, тут, что касается непосредственно маркетинга, то тут, конечно, к сожалению, ограниченные возможности были этого года, но тем не менее были представлены на выставке в Ганновере этот источник. Он был представлен здесь, в Молдове, и его распространение, значит, каналы распространения этого источника — это прежде всего ОДК, то есть Объединенная двигатель-строительная компания, в состав которой входит завод ТАПАС, но не только, а, естественно, и возможности распространения и на другие, совершенно другие возможности. Теперь, эта работа делалась в контакте, будем говорить так, с тем проектом, который выполняет наша лаборатория, и не только лаборатория, а в этот проект «Горизонт 2020». Это вообще, по-моему, достаточно уникальный для Молдовы случай, когда входит не только в число исполнителей, а число исполнителей это и Литва, и Штаты, и Литва, Беларусь, наш институт, но и промышленное предприятие, завод ТАПАС. Здесь акроним этого проекта Smart Electrodes, он продолжается, и часть работы, в частности, по определению модифицированного слоя, значения модифицированного слоя при обработке, часть этого проекта делалась уже в рамках вот этого европейского проекта «Горизонт 2020». Далее я хотел бы, я потом вернусь, далее я хотел бы непосредственно показать, что вот здесь показаны на базе, так сказать, модели, будем говорить так, показаны возможности электрорежденной прошивки и показаны электродоинструменты после образования, то есть электродный инструмент практически не изнашивается в результате этого. Более того, вот здесь показаны, здесь демонстрация точности копирования электрода инструмента после использования этого генератора. А здесь конкретные детали, которые изготавливает завод, которые используются, которые обрабатывались уже с использованием этого генератора.
Поэтому я на этом должен закончить и сказать, вот вернуться, сказать thank you very much, mulțumim pentru atenție, и готов ответить на вопросы, которые для меня поступят. Я вас благодарю, господин Декусар, за ваш представленный доклад. Было очень интересно даже для тех несведущих, таких как я и, например, многие, которые подключились, потому что у нас публичные слушания отчетов по трансферу технологий и инноваций. И в данном случае, так как я вынуждена немного удалиться, у меня заседание, я попрошу доктор Хабилитат Урсакин, у нас интерес конектат, ворог промоссам ажутат, fiindcă dacă o să fie discuții și respectiv deja acele avize care sunt atât din punct de vedere științific sau avizele pe care sunt din punct de vedere economic pe care le-a pregătesc, pe care le va da citire domnul doctor Ghinadie Sârbă. Vă mulțumesc frumos. Okay. Da, da, o zi bună, la revedere. Mulțumesc. O zi bună. Vă rog, onorată asistență, dacă sunt întrebări, comentarii, propuneri, vă rog, cine dorește? Domnul profesor Ursache, deci eu vreau să intervin puțin la ceea ce a fost expus de către domnul academician Dicusară. Deci, în realitate, lucrurile realizate în proiect sunt unele foarte importante și au venit o contribuție esențială pentru a stăpâni totuși acasă domeniul de prelucrare prin electrolize unii, care a fost, chiar și în perioada sovietică, și nu a fost cel mai bun. Și dacă de astăzi s-a propus și s-a realizat un generator care înlătură un fel de deficiențe, este bine. Pe de altă parte, deci, generatorul propus este, de fapt, adaptat acum la dirijarea calculator. Adică am trecut la o fază tehnologică contemporană care ne permite, deci, a omite factorul uman în realizarea unei precizii de prelucrare prin eroziune electrică. O mică observație către domnul academician. Eu nu știu din care motiv cine a lucrat asupra variantei în limba română a raportului. Este aplicat un termen tehnic care nu este corect, pentru că nu este vorba de un strung. Este o mașină din cele nouă grupe de mașini unelte. Este vorba de mașinile speciale și trebuie în continuare să scoată din rapoartele lor noțiunea de strung. Strung, asta означає tacarnă stanov. Ei nu au făcut un strung. Alexandru Ivan, vă da, nu, vă prostiți mine. Este David Duc, Pancov. Da. Asta este mașină unealtă specială. Și pot să vă spun și care este. No, thank you, da, Japoniu, da. Конечно. În rest, desigur că proiectul, după mine, așa cum am urmărit, că am avut ocazia să urmăresc de mai multe ori, cunosc ce face și Institutul Ierii și Institutul de Fizică Aplicată, eu pot să zic, pentru mine este alma mater, așa că am făcut aspirantura acolo, deci desigur că eu le spun felicitări că au realizat un pas înainte pe domeniul ăsta și au încercat să ajusteze domeniul, spunem, la egal cu cei ce fac niponii, ce fac americanii, nemții, din motivul ăsta este bine. Acum, următorul lucru care ar trebui să-l facă, deci este normal, așa cum ați avut discuția de data trecută cu domnul academician Duca, să ieșim toți împreună, nu numai dumneavoastră, dar cu o propunere către guvern, ca să găsească niște bani pentru a dezvolta fie că firme noi, fie că se elibereze pentru o perioadă de impozite firmele existente, pentru a organiza producerea acasă acestor mașini și dispozitive care sunt inventate, elaborate științific de către savanții noștri. Și atunci se va vedea care este contribuția savanților în dezvoltarea țării și în dezvoltarea economiei. Deci asta am vrut să vă spun. Vă doresc mult succes în continuare. Sunt alături cu dumneavoastră în soluționarea acestor probleme care apar și deci, desigur că vă doresc mult sănătate. Vă mulțumesc! Da, mulțumim frumos, domnul profesor, pentru această intervenție și pentru propunerile care sunt unele foarte importante. Vă rog, cine mai dorește să ia cuvântul? Dacă nu sunt doritori, deci eu o să dau citire avizului experților care consideră că scopul proiectului și obiectivele au fost atinse totalmente,
Ca rezultat al proiectului a fost obținută o instalație high-tech de nouă generație, care nu are analog în țară și în țările vecine, din care motiv consider că scopul a fost atins și deci cu un calificativ foarte bine. Funcționalitatea este tot una foarte bună, deși utilajul este funcțional. În cadrul proiectului a fost obținut a fost utilajul care cu caracteristici sale tehnice și puterii de ridicare dedicate performante, deci este pus în funcțiune un sistem unic de control adaptiv al procesului de electroeroziune. Infrastructura disponibilă este una foarte bună, toate lucrările au fost susținute și asigurate de spațiile și instalațiile necesare de desfășurarea activității care sunt la uzina Topaz. Diseminarea rezultatelor tot este una foarte bună. Rezultatele activității au fost, am văzut și din raportul de asta, au fost prezentate, promovate în cadrul unui eveniment online, zile de cooperare tehnologică și de afaceri la Hannover Messe. A fost filmat și un spot publicitar respectiv, care a fost derulat în cadrul evenimentului local Noapte Cercetătorilor Europeni 2020, deci diseminarea este apreciată tot cu 5 puncte. Colaborarea între organizații de executori, evident, este una foarte bună, deoarece în afară de cooperare dintre întreprinderea Topaz și Institutul de Fizică Aplicată în cadrul clusterului științific-tehnologic ELCHIM Moldova, am văzut că echipa care a realizat acest proiect de transfer tehnologic este și echipa de implementarea unui proiect Orizont 2020, care se numește Smart Electrode, după cum a spus și domnul membru corespondent de CUSAR, în cadrul căruia sunt mai multe grupuri de cercetători și de ingineri din diferite instituții, din Lituania, din Belarus, din Statele Unite. Și, în final, comercializarea este punctul slab al acestui proiect, deci aici este pus un punctaj de 3 puncte, este la limită, dar de fapt observăm că comercializarea este un punct slab nu doar pentru acest proiect, dar pentru majoritatea proiectelor de transfer tehnologic care au fost prezentate astăzi. Și în final, deci în concluzie, expertul apreciază raportul cu 27,6 puncte, adică mai aproape 28 de puncte și respectiv, deci sigur că este propus ca să fie acceptat cu calificativul foarte bine. Domnul Sârbă, vă rog. Foarte bine. Da, domnul Ghenadi Sârbă. Da, imediat. Primul expert vine cu următoarele concluzii. Proiectul normalizat a fost propus și implementat de întreprinderea mixtă Topaz, în colaborare cu Institutul de Fizică Aplicată. Lucrările au fost efectuate în laboratoarele și secțiile de producere ale uzinii, utilizarea tehnologiilor și aparatajului existent, cât și acelui procurat în cadrul proiectului. Produsul final, generatorul universal cu impulsuri, este funcțional și se utilizează deja în cadrul uzinei în componența strungului de electroeroziune. Generatorul obținut asigură o productivitate mai înaltă și o calitate mai mare datorită rugozității mai mici a suprafețelor pe piesele produse. Se preconizează continuarea proiectului să fie asigurată prin promovarea generatorului pe piața internă și externă, scopul principal fiind producerea acestui în serie. La moment, dimensiunea economică a proiectului din datele prezentate de executori este una modestă, potențialul de comercializare pe piața internă și externă nu este definită. Astfel, expertul apreciază proiectul cu 26,7 puncte. 27. Cel de-al doilea expert concluzionează. În cadrul proiectului de inovare și transfer tehnologic, rezultatele propuse au fost atinse. Produsul principal, generatorul universal cu impulsuri pentru strunguri de prelucrare prin electroeroziune, a fost obținută și testat. Rezultatele proiectului fiind diseminate în cadrul evenimentului online, zilele de cooperare tehnologică și de afaceri Hannover Messe 2020, în perioada 13-16 iulie. Astfel, expertul apreciază acest proiect cu 29,34 puncte. Da, mulțumim domnul Sârbă pentru
expunerea viziilor, vedem că doi experți au avut o opinie foarte consolidată, 27,6 puncte, ultimul expert a apreciat mult mai înalt, deci prezentarea raportului de astăzi. Acum, deci, finalizând toate prezentările de astăzi, vă rog, dacă dorești cineva să iei cuvântul per general cu apreciere per general a audierilor de astăzi, dacă dorești cineva. Dacă nu sunt doritori, atunci... Da, domnul Eschievici, doriți? Domnul Șache, da, numai... Așa, scurt, eu vreau să menționez că, după părerea mea, audierile au avut loc foarte productiv, deci de punct de vedere și a timpului, și a rezultatelor, și a discuțiilor. Deci toate 8 proiecte au fost considerate având rezultate bune și eu vreau să menționez că pentru premieră de conlucrare a acestei comisii este un rezultat temeinic. Așa că vreau să mulțumesc tuturor membrilor comisiei, colegilor de la Academia de Știință, tuturor raportorilor și să fie un început fructuos pentru conlucrare pe mai departe foarte eficientă. Mulțumesc! Da, domnul Eschievici, mulțumim. Într-adevăr, opinia mea tot este aceeași, că schimbarea formatului audierilor, adică de la secție către această comisie special formată, arată că este un format destul de bun pentru astfel de audieri. Deci acum rămâne doar să mulțumim prezentatorilor de astăzi, conducătorii de proiecte, să le dorim succes în continuare, că am văzut că este doar un început într-adevăr, sunt foarte multe lucruri de făcut în continuare, în special ceea ce ține de comercializare și de penetrarea pieței, aici este foarte mult de lucru. Ne dorim succes în continuare, dar în mod special vreau să mulțumesc experților care au venit cu niște expertize foarte calificate, printre altele, deci fără remunerare, dar evident că fără această competență a dumneavoastră, acest exercițiu de audieri publice ar fi fost imposibil. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm, vă rugăm foarte mult ca luni după masă, o să vă trimitem prin postă electronică, deci datele de contact, ca să venim pentru ultimul exercițiu de formalizare a vizelor pe proiectele de cercetare. Evident că o să fie o ședință mult mai scurtă, fiindcă n-o să avem prezentări, o să fim doar membrii comisiei. Deci vă mulțumim tuturor pentru prezentare și succes în continuare. Aveți grijă de sănătate dumneavoastră. Mulțumim frumos! Vă mulțumim mult, sănătate și succes tuturor! Mulțumim frumos! La revedere! La revedere.